și mulțumim frumos pentru dragostea care o arătați față de noi toți, nigăzduiți aici astăzi. Mulțumim mult fratelui Alexandru pentru dragostea care o are el pentru Cuvântul lui Dumnezeu și pentru Sfinți și zelul care vă arată totdeauna ca să ajungă Cuvântul lui Dumnezeu la toți și toți să-și cuvânt. Și mulțumesc pentru efortul care l-a depus, ne putem aduna azi toți aici. Și de asemenea mulțumesc Domnului pentru dragostea dumneavoastră a tuturor celor care ați venit azi să petrecem ziua aceasta în studierea Sfintelor Scripturi, ca să creștem duhovnicește, ca să fim folosiți de Dumnezeu și ca să adunăm roade pentru Împărăția Cerurilor, așa cum am cântat acum. Noi am venit acum de la Taraclii. Mai înainte, mulți ani în urmă, obișnuiam să merg prin diferite biserici din țară, să predau seminare, dar pentru că lucrarea misiunii Present Ministries, în care sunt implicat, s-a extins mult și la rândul meu sunt implicat mult la nivel internațional, mergând în alte țări. Mai puțin am mers prin biserici în ultimii ani, dar Dumnezeu mi-a vorbit în toamna anului trecut ca să reiau așa. Mi-am fost la prin biserici și mult timp nu pot, dar vreau o săptămână în an, să merg așa câte o zi într-o biserică. Și tare mult m-am bucurat, imediat cum am spus că am anunțat lucrul ăsta la sesiunea care am avut-o iarna la Institutul Biblic Inductiv, am anunțat despre dorința mea și atunci Alexandru a fost unul dintre primii care a spus eu vreau la, să avem una la Cahul. Așa că eu am venit cu bucurie și sper că bucuria va fi a noastră a tuturor astăzi. Am mers mai întâi la Miercuri, deci nu s-a primit chiar o săptămână întreagă, am mers Miercuri la Larga, acolo este pastor fratele Ghenadie Bulgari, dar este și fratele Vlad de care au venit mai multe biserici, Cuteala, Trebuie Săuți, Cotiujeni și așa mai departe, multe biserici din jur. Am făcut un studiu biblic cu frații și surorile de acolo, ne-am bucurat împreună, am rămas peste noapte la fratele Vlad și dimineața tare ne-am pornit la Răuțel, lângă Bălți. Acolo la Răuțel, când am venit, nu venea credic că sunt în Moldova, pentru că iau o clădire a bisericii deosebit de frumoasă, nu există la noi în Moldova, cred că așa o clădire foarte modernă, stil cum sunt în țările astea, America, țările foarte dezvoltate, așa o clădire de frumoasă. Și pastorul, când m-a întâlnit, fratele Adrian, mi-a spus că o familie din biserică a plecat în Statele Unite ale Americii, au deschis o afacere și ei au dorit să construiască o clădire. Și atunci au donat în integral banii tot. Ei au susținut tot și s-a construit clădirea asta deosebit de frumoasă. Bombonic, vă zic, tare frumoasă clădirea aceea. Și ce mi-a plăcut, că frații n-au stricat clădirea veche. Ei au construit de la o latură, de la latura asta, au construit mai departe clădirea nouă și clădirea veche foarte ușor, foarte bine, frumos, au incorporat-o în clădirea asta nouă și încăperea clădirii veche o va folosi ca și o cantină pentru o lucrare cu bătrânii din localitatea lor. Tare mult m-am bucurat, acolo a fost o conferință pentru pastori. Au venit cam în jur de 50 de frați pastori, au venit și ne-am bucurat că am studiat cu ei lucruri care țin de noi, pastori, aspecte anumite cu care ne confruntăm noi din lucrarea noastră și am studiat împreună toată ziua, de la ora 10 până la ora 4 am studiat. Apoi am venit acasă, dimineața tare ne-am pornit la Taraclia. Când ne-am pornit de la Chișinău, era senin frumos, dar a început o zăpadă. Și aici am o zăpadă care n-am mai văzut niciodată, zăpadă roșie, când n-am văzut. Așa, la Taraclia, când am ajuns, zăpada era roșie. Dar nu, la Taraclia era oranj, dar am înțeles că roșie a fost în alt loc, aici zăpadă de toate culorile. La Taraclia bine a fost, chiar dacă era zăpada, vesculit, au venit frați, surori din Taraclia, din satele de jur, chiar din Ucraina, au venit din mai multe sate din Ucraina și am studiat ieri împreună epistola lui Pavel către Filimon. Și de acum azi suntem la dumneavoastră și mă bucur că fratele pastor mi-a spus dacă este nevoie mai mult timp, zice, rămâne mai mult timp.
dar cred că chiar mult timp nu putem rămâne, pentru că noi azi, după ce fim aici, vom pleca la Ucraina. Mâine dimineață, cu ajutorul Domnului, vrem să fim la biserica din satul Șevcenco. Satul ăsta Șevcenco, știți că tot sudul Ucrainei a fost al nostru, a Basarabiei înainte. Și iată, acolo toată mișcarea evanghelică s-a pornit acolo. Eu scriu acum istoria baptiștilor din țara noastră și acolo e locul cu cea mai multă istorie. Toate mișcările evanghelice acolo, aici, la dumneavoastră, aici sau... Iată, asta trecea pe lângă Albota de sus, Albota de jos. Știți că au fost colonii, Germania, acolo a fost mișcare evanghelică puternică. Cantemirul, cei care sunteți la Cantemir, Cantemirul e o colonie germană. Multe colonii nemțești au fost aici. Și ne ducem mâine acolo câți două localități istorice. Biserica asta din Șevcenco, înainte s-a numit Cara Mehmet și a fost o biserică cu activitate foarte puternică, o istorie deosebită. Dar după masă ne ducem la Strumoc. Și satul ăsta Strumoc s-a numit înainte Cișmea și este prima biserică baptistă din Basarabia, acolo s-a început în satul ăsta, aproximativ la anul 1874-1876, nu putem stabili exact, dar cam la anii ăștia s-a început acolo prima biserică și ne vom bucura să fim, să predicăm, să facem un studiu biblic. Dimineața vom face un studiu biblic despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos, după masă vom studia despre ucenicii, care e prețul imagini, de ce mișcarea cum a mai fost în ultima vreme, ce se întâmplă așa, să vă dau și eu o privire de ansamblu la ce se întâmplă. Și după aceea vom intra în studiu biblic. Am văzut că Alexandru a făcut un flyer, el cred că v-a anunțat bine subiectul. Că eu așa și le-am spus fraților, aș vrea să slujesc la nevoile care sunt. Și atunci spuneți-mi care ar fi subiectul. Iată, fratele Ion Rusnac la Rănuțele, el mi-a spus, vrem să fii pentru păstor și el mi-a spus, astea sunt lucrurile care ne interesează, mi-a făcut o listă. Fratele Vlad Lecar tot așa, mi-a făcut o listă, asta ne interesează. Și tot așa, o listă și aici. Nu știu cât de mult îmi va reuși, dar vreau azi ca să vedem care, cum putem noi ca și slujitori, ca și creștini, că toți creștinii trebuie să fim slujitori în Evanghelie, cum să facem noi o balanță între familie și lucrare. O balanță bună, care îi place lui Dumnezeu și care aduce roade frumoase, face ucenici, cum ne-a poruncit Domnul Iisus Hristos. Vom privi și la niște exemple din Biblie și așa vom merge prin textele astea. Deci va fi studiu biblic. Eu nu voi predica, voi conduce studiu biblic. Asta voi pune întrebări, voi insista să răspundeți la întrebări. Tot așa, ca să fim siguri că dăm răspunsuri bune. Că plecăm de aici cu ceva bine temenic. Tare mă rog ca de aici să plecăm cu o creștere duhovnicească. Dacă chiar va fi de milimetri, dar dacă va fi puțin creștere spirituală sus, de acum este bine. N-am venit zadarnic pe zăpada asta așa de mare, n-am făcut un efort nici noi de la Chișinău, nici dumneavoastră când veniți, n-am făcut un efort în zadarnic. Iată așa. Sper că nu o să vă supărați. Tot mai așa așezat cuvintele astea care alcătuiesc cuvântul inductiv, ele în limba română aproape sunt deopotrivă, tot așa. Deci inductiv vine de la două cuvinte din limba latină, in și ductio. In înseamnă înăuntru, în. Ductio înseamnă ducere. Ductio, ducere, înseamnă, nu? Culeagă. Deci inductiv înseamnă ducere în. Ducere în. Dacă e studiu biblic inductiv, înseamnă că e studierea Bibliei prin ducere în Biblie. Prin ducere în Biblie, prin adâncire în Biblie, prin aprofundare în Biblie. Asta înseamnă studiu biblic inductiv, dacă am spune altfel, cu alte cuvinte, cu sinonim. Înseamnă studierea Bibliei prin aprofundare în Biblie. Studierea Bibliei prin, cum se mai zice, adâncirea Bibliei. Asta înseamnă. Și la studiu biblic sunt trei etape foarte importante. Prima etapă este observarea. Observarea e deosebit de importantă. Dacă nu faci o observare bună, atunci nu poți face o interpretare bună. Faci observarea parțială, înseamnă că interpretarea va fi greșită. Dar dacă interpretarea e greșită, aplicarea va fi greșită. Și atunci suntem în mare pericol. Mai ales dacă aici suntem slujitori, păstori, învățători. Dacă noi am înțeles greșit Biblia, greșit învățăm pe alții. Și Domnul Iisus a spus, vai de cel care face asta. Judecata va începe de la noi, țineți minte?
La noi cei care învățăm cuvântul, la noi începe judecata. Noi trebuie să fim foarte atenți ce învățăm cu oameni, să înțelegem bine, să trăim. Foarte bine tot ce am eu în mână. Tot orice ce pe care l-am eu în mână, tot dat să memorez atât. Nu-s așa de mult, nici e așa de mult. Fază bine, stringa, treaba, stringa este ce? Treaba este ce? Memorez. Acum, iată, eu vin aici. Și cu mâinile la spate. Și nu schimb nimic, cum a fost, așa las. Dar dumneavoastră trebuie să-mi răspundeți la întrebările mele. Și numai acum răspundeți toți odată, pentru că o să răspundeți pe rând azi. Când eu spun întrebare, o să răspund unul, pe altul, pe materiile, dar acum trebuie să răspundeți toți odată. Hai să încep primul experiment. Cum mă numesc eu? Toți odată răspundeți. Hai, bravo, ia că așa ați răspuns toți. Câte mâini am? Foarte bine. Dar ia să-mi spuneți câte obiecte am în mâna dreaptă. Dreapta. Hai, tot ziceți. Ce v-ați oprit? Ziceți. 6. Da? 6? Nu mult. 7. 6, 7. Câte? Câte obiecte am în mâna dreaptă? 5. Unii au zis 5, alții 6, alții 7. Dar nu vă țineți de cuvânt. Eu m-am rugat doar să răspundeți toți odată. Nu răspunde, răspunde câte unul. Hai, de-apă la întrebarea următoare răspundeți, vă rog, toți odată, deodată. Bine? Dar în mâna stângă, câte obiecte am? 6. 7. Câte? 6. 6, 5. Au zis 7 cineva? Dar spuneți-mi, vă rog, radiera. În ce mână este? Da, bateria? Da, câte pixuri am în mâna stângă? 4. Da, câte pixuri am în mâna dreaptă? 3, 5. Așa, de fel. Dar ia spuneți-mi, vă rog, pe ce mână este inelul meu de căsătorie? Stânga. Dar spuneți-mi, vă rog, pe ce mână este ceasul meu? Nu e. Nu e. Nu e. Tu știi bine, tu nici nu taci. Da. Așa, bun. Acum, hai să ne uităm de lucru. Câte obiecte am în mână dreaptă? 6. Unii ați spus 5, alții au spus 6. Am 6, da? 6. Mă întrebați câte pixuri am? 4. 4. Dar alții ați spus? 5. Am întrebat câte obiecte am în mâna stângă? Câte am? 6. Câte ați spus unii? 6. Unii ați spus 9, alții au spus 5. Ce mână este inelul meu? Toți aproape, asta stânga. Vreau să vă spun din convingere ceva să la... Inelul nu aveam pe mână, dar voi l-ați văzut pe mâna stângă. Ceasul nu aveam, dar voi l-ați văzut pe mâna stângă. Și în viața de zi cu zi, chiar e bine că se întâmplă asta. Pentru că dacă noi am memorizat fiecare detaliu din orice loc, păi crapă procesorul ăsta, nu mai rezistă de atâta informație. Dar, dacă noi, atunci când citim Biblia, se întâmplă asta. Atunci, de asta se întâmplă. Noi citim cu dumneavoastră în Biblie și noi citim mult, dar iată, foarte puțin noi de ceea ce citim. Cel mai mult din Biblie, noi nu vedem, nu observăm. Și mai rău este că noi vedem în Biblie lucruri care ele nu sunt în Biblie. Și noi suntem gata să ne certăm cu alții, să-i convingem, să argumentăm. Dar ele nu sunt în Biblie, lucrurile cele. Și invers, cele care sunt, nici măcar nu le vedem că ele sunt acolo. Ca să nu se întâmple asta, noi prima dată la studiu biblic, la cercetarea Bibliei prin aprofundare, adică inductiv, la cercetarea Bibliei prin aprofundare, noi prima dată facem observare. Noi citim cu un scop anume ca să observăm toate lucrurile, să le observăm. Și este o metodă întreagă, care azi nu vom face noi toată metoda asta, că e mult tare ca să facem metoda. Azi vom aplica în linii mari un singur element. Un singur element de studiere. Elementul ăsta dumneavoastră deja l-ați aplicat. L aplicați de mici copil, de mici copii. De cum v-ați deschis gura, aplicați instrumentul ăsta. Și eu tot îl aplic. De când am deschis gura și copiii mei toți. Asta e întrebarea. Întrebarea, noi așa am făcut cunoștință cu lumea, așa? Ce e asta? Ce e asta? Ce e asta? Când erau mici primele întrebări la copii, ce e asta? Ce e asta? Ce e asta? Ce e asta?
Pe urmă apar următoarele întrebări. De ce? De ce? De ce? De ce? Iată, Andrei dă din cap că are două fetițe și ele acum sunt la vârsta de ce, așa? Una la vârsta ce e asta și alta la vârsta de ce. Și noi așa cunoaștem lumea. Iată, tot așa un instrument pentru cercetarea Bibliei este întrebarea. Există 6 întrebări de toate. Hai să le spunem noi toți cu dumneavoastră. Începem. Prima, 6 întrebări de bază. Toate restul sunt variații la întrebările astea. Prima este? Cine? Cine? A doua? Ce? Ce? Trei? Când? 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 Unde? A patra? Unde? A cincea? Cum? Cum? Și-a mai rămas una. De ce? Iată, toate restul întrebărilor sunt niște variații la aceste întrebări de bază. Și noi, astăzi, cu dumneavoastră, vom face studiu biblic folosind numai întrebările. Veți vedea câte lucruri noi vom afla numai prin întrebări, numai interogând textul. Interogăm textul. Două. Bine ați zis două. Dar cine sunt ei? Împlinitorul cu fapta. Așa e numit acolo, da? Asta e prima categorie. Dar a doua categorie? Ascultător? Doar ascultător. Doar ascultător care nu împlinește. Deci, o categorie este cel care ascultă cuvântul și nu îl împlinește, altă categorie, împlinitorul cuvântul. Împlinește cuvântul. Bine. Atunci, ia să-mi spuneți, vă rog, ce au în comun cele două categorii de credincioși descriși în acest text? Ce au în comun? Ele au ceva în comun, care e același, identic, deopotrivă. Chiar, hai să facem, încercați să faceți o listă acum. Aveți un caietel, sper că ați venit cu un caietel ca să vă faceți notițe. Cam, care ar fi lucrurile care le au ei în comun? Prima? Ambii? Zii. Ambii aud? Aud cuvântul, așa? Ambii ascultă cuvântul. Ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ambii ascultă cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că pot spune că ambii vin la biserică? Da, ambii vin la biserică. Dar unde ascultă cuvântul? Ambii vin la biserică și ascultă cuvântul. Vin. Deci ambii vin la biserică, ascultă cuvântul. Mai au ceva în comun? Ia mai uitați-vă bine în textul acesta. Toate răspunsurile la întrebările mele găsiți-le în text și dați-mi-le din text. Bine? Căutați-le acolo în urmă. Mie îmi pare că mai au ei ceva în comun. Ascultă cuvântul, dar ceva mai mult este. Cum? Studiază? Nu cred. Ia uitați-vă bine, folosiți cuvintele de acolo. Zi mai tare. Sunt cercetați. De ce zici că sunt cercetați? Bravo, foarte bine ai observat. Pentru că spune acolo, își văd fața lor firească în oglindă. Este o figură de stil, dar ce vrea să arate? Că își văd starea lor duhovnicească, așa? Deci ascultă cuvântul și unul și altul își văd starea duhovnicească. În timp ce ascultă cuvântul, este, cuvântul este ca și o oglindă. Și ei ascultă cuvântul lui Dumnezeu și în cuvânt își văd starea lor duhovnicească. Înseamnă că cuvântul e bun acolo, așa? În biserica aceea se predică bine sau se predică rău? Dar de unde știu că se predică bine în biserica aceea? Cu oamenii se... Pentru că se aude cuvântul, bine zic, se aude cuvântul, au amplificare bună, da? Bun, dar altceva, de unde știu că... Își văd starea oamenii. Pentru că oamenii își văd starea. Omul își vede fața ferească, în sensul, vede starea lui duhovnicească și o vede. Când predicatorii predică bine, adevărat, temenie cuvântul lui Dumnezeu, oamenii își văd problemele lor duhovnicești, le văd, le identifică, înțeleg bine. Înseamnă că acolo se predică bine. Mai este ceva care au în comun sau gata? Până aici merg lucrurile în comun. Mai departe, de acum se ramifică, de-a merge diferit. Cum? Împlinesc ambii? Nu. Deci până aici merge... A, încă o dată le repetă. Deci ce au împreună oamenii ăștia? Ambii vin la biserică, da? Ascultă cuvântul. Îl înțeleg cuvântul și unul și altul? Da, înțeleg. Dar ambii rămân cercetați, își văd fața lor, își văd starea lor duhovnicească și unul și altul. Până aici totul e în comun. Mai departe, lucrurile devin diferite. Hai să-l cercetăm pe primul. Ce face primul creștin? Primul din textul ăsta este ascultătorul lui Duh. Dumneavoastră uitați foarte atent acolo în text. Ce face primul creștin, ascultătorul lui Duh, pentru creșterea sa spirituală? Pentru ca să crească spiritual. Ce face el? Ce întreprinde el? Doar ascultă, da? Doar vine la biserică și ascultă cuvântul. Asta e tot, nu?
Asta e tot ce face el. El vine la biserică și ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Hai tot. Mai multe nu mai face nimic. Pentru creștere, și asta trebuie să o facă toată lumea, și asta se întâmplă, de asta trebuie să vii la biserică. Pentru creșterea ta spirituală, asta e un motiv central, principal, pentru ce trebuie să vii la biserică. Să crești duhovnicește. Și ei fac asta. Ascultătorul tu face asta. Dar, care sunt rezultatele efortului lui? El vine la biserică, ascultă cuvântul. Care sunt rezultatele? Are rezultate? N-are rezultate. Are creștere duhovnicească? Nu, omul ăsta nu are creștere spirituală, așa? Hai acum să vedem de ce eforturile ascultătorului Uituc sunt zadarnici, cum toată viața omului ăsta vine la biserică. Toată viața ascultă predica și o ascultă, nu doarme la biserică, pentru că își vede fața ferească. Dacă ar dormi la biserică, nu și-ar vedea fața lui, starea lui spirituală, așa? El ascultă, ascultă, mesajul e bun, mesajul în biserică e bun, pentru că altfel nu și-ar vedea starea. Cu un mesaj rău nu-ți vede starea ta duhovnicească. Predica e bună. Predica e bună, biserica e bună, el vine sistematic, dar nicio creștere spirituală nu are. Nicio creștere. De ce? De ce eforturile lui sunt zadarnice? El nu are creștere spirituală. N-aduce rod. Cum? N-aduce rod. De ce n-aduce rod? Cum? Ia uitați-vă foarte bine în textul ăla. Ce se întâmplă? Ce merge următor? Cum? Uite. A, bine observat. Deci el pleacă, așa scrie acolo, pleacă și puteți vă uitați când uită el, când uită lucrurile, cât timp ia cum el uită lucrurile. Iată, el vine la biserică, duminică, dimineața, la ora 10. O adunare frumoasă, un predicator bun, predică bine cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul cercetează până în adâncul inimii, plânge, se pocăiește. Pleacă de la biserică și predicatorul se gândește, gata, omul ăsta pleacă diferit, omul nou, viața lui va fi diferită. Dar el pleacă și după ce el pleacă de la biserică, ce se întâmplă? Cum scrie acolo? Uită îndată cum era. Acum ia spuneți-mi dumneavoastră, dacă el a uitat îndată cum era, el mai poate ceva să mai schimbi? Poți să faci ceva ce ai uitat? Nu poți face nimic ce ai uitat. Lucrurile care le-ai uitat nu le poți face. Să zicem, hai să-i telefonezi undeva. Și ai ascultat numărul de telefon și pe urmă l-ai uitat. Îi mai poți telefona? Nu, că ai uitat. Lucrurile care le-ai uitat nu le poți face. Deci, de ce eforturile ascultătorului Uituc sunt zadarnice? Pentru că el pleacă și uită îndată cum are. Da. Este un lucru la versetul 25. Da. Da. Cine își va adânci privire. Foarte bine ai văzut. Grozav de bine ai văzut, frate. Cum ții numele? Ion. Ion. Foarte bine ai văzut, frate Ion. Deci înseamnă că omul ăsta are o problemă că el nu își adâncește privirile în lege de săvârșire. El personal nu face un efort de cercetare a Sfintelor Scripturi. Asta este un om care el ascultă predică și el se mulțumește doar cu predică. Predici bune ascultă, n-ascultă erezii și prostii de tot felul. Nu-l ascultă pe preotul calistrat. Că acum un mare număr de ai noștri s-au apucat să-l ascultă pe preotul calistrat. Și preotul calistrat toarnă la prostii de dimineață până seara și ai noștri închid gogoșii. Problemă mare, problemă mare. Vreau să vă zic, fraților, trebuie să avertizăm lumea din biserici. Am auzit prin bisericile noastre credincioși îl ascultă pe preotul calistrat. Că el mai spune o glumă, mai vorbește așa, mai... Și oamenii se prind la el, dar el spune la gogoși de... Deci, foarte atenți cu asta. Nu, omul ăsta ascultă predici buni, predici calitative, predici care cuvântul lui Dumnezeu e predicat, e explicat bine pentru cum este cercetat de acolo, e foarte cercetat, își vede fața lui duhovnicească. Ducem lipsă de astfel de predicatori. Însă, eforturile lui nu aduc nimic, pentru că el nu cercetează, el pleacă și uită și el nu cercetează de sine stătător. Acum, hai să-l cercetăm pe celălalt. Prin întrebări să-l cercetăm pe celălalt, pe al doilea. Ce face împlinitorul cu fapta pentru creșterea lui spirituală? Și o luăm iar de la început, de la zero. Primul lucru, eu vă ajut. Primul este, vine la adunare. Mai departe? Ascultă cuvântul. Trei? Nu, ascultă cuvântul, înțelege cuvântul.
înțelege cuvântul, cuvântul cercetează, așa ești vechi fața ferească, dar după ce pleacă acasă omul ăsta, uite îndată cum era, care e următorul lucru după ce a ascultat predica? Își adâncește privirile. Își adâncește privirile el personal. El personal ia Biblia și începe a-și adânci privirile. A-și adânci privirile. Inductiv asta înseamnă a-ți adânci privirile. Vă amintiți? V-am explicat ce înseamnă inductiv acolo. El singur personal începe a-și adânci privirile, a cerceta, nu a citi. Să nu facem, să nu confundăm lucrurile. A citi și a studia sunt lucruri diferite. La citire nu te obligi cu nimic. La citire pur și simplu citești, ai tot. La cercetare cauți, cauți cu deamănuntul. Iată acum pentru istoria baptiștilor care o scriu, dacă mă ajută Domnul să ies cu primul ăsta volum, până aici, până unde m-am ajuns până aici cu primul volum, cred că mi-am făcut socoteala, cred că am citit vreo 1600 de cărți. Numai ca să scriu primul volum. Nu le-am citit cu deamănuntul tot, pentru că le-am răsfăit. Unele m-am căutat așa, răsfăit. Și dar când am ajuns la locurile care scrie despre Basarabia, despre mișcarea noastră, cercetat, documente vechi, toate ziarele pentru toată perioada. Ziarul cel la toate ziarele, ziarul cel la toate ziarele, ziarul cel la toate ziarele. Când am ajuns unde este Basarabia, gata, am luat-o cu deamănuntul, deamănuntul, din nou, din nou, ca la studiu inductiv, am notat, am scos, am pus întrebări, tot că trebuie să nu scap un amănunt de acolo să nu scap. Este diferență între a citi și a cerceta? Da. Toate celelalte lucruri și-am atras atenție. Nu mă interesează. Chiar dacă am trecut prin 1600 de cărți, nu m-a interesat celelalte. Mie mă interesează ce s-a întâmplat în Basarabia. Ce s-a întâmplat aici la noi în Basarabia. Când am găsit, de acolo am scos. Ei, deci ce face Mântuitorul cu fapta pentru creșterea lui spirituală? El cercetează. El și-a din ce? El vrea să înțeleagă bine. Stai, dar cum e aici? Cum e Scriptură? Cum e asta? Încă ce mai face el? Stăruiește în legea slobozeniei, adică în cuvântul lui Dumnezeu, legea slobozeniei, care este legea desăvârșită. Stăruiește. Ia dați-mi, vă rog, un sinonim pentru cuvântul a stărui. Perseverează. Bravo. Perseverează. Mai dați vreun cuvânt, vreun sinonim? Insistă. Insistă. Foarte corect. Insistă. Deci asta înseamnă că el este un om care perseverează, care insistă ca să aibă un rezultat. El o face în mod sistematic, zilnic. Zilnic face lucrul ăsta. Iată, avem aici sportiv mai mulți. Avem pe Andrei astăzi. Este aici Grigore, un alt absolvent a școlii de misiuni, un lucrător excepțional, Evanghelie. Grigore, la ce vârstă Grigore a venit la școală? Ce vârstă avea când a venit la școală de misiuni? 35 de ani. Grigore a venit la 35 de ani, cu burtică bună de 35 de ani, așa a venit de la școală. Și luăm de la școală să învețe să fie misionar prin sport. Și Grigore a început să se antreneze. Și Grigore s-a antrenat că noi am rămas toți uimiți, toți sportivii, uitam uimiți la Grigore. Ce progres face Grigore. Când îl vedeam pe Grigore, când înainte de antrenament, Grigore vine, antrenamentul începe la ora 6, dar Grigore poți fi la 5:30, acolo el se antreneze. Ce nu-i spremește Grigore și nu-și lucrează acolo. Și burtica lui Grigore foarte repede a plecat. Grigore la 35 de ani a început, la 38 de ani lua centura neagră. Și Grigore face lucrare, misiune prin sport, ucenicii, crește, merge înainte. Dar tot asta înseamnă antrenament zilnic. Acum Grigore, și Andrei, și eu, și fiecare sportiv are disciplina de a face antrenament zilnic, zilnic. Dacă un sportiv nu face antrenament zilnic, atunci el merge în jos, el nu poate avea crește. Nici măcar nu poate menține nivelul. Dacă în lucrurile firești așa se întâmplă, oare în lucrurile duhovnicești nu tot așa? Dacă în lucrurile duhovnicești nu facem antrenament duhovnicesc intens, putem noi aștepta o creștere duhovnicească? Nu. Deci vedeți, creștinul ăsta, el are disciplină duhovnicească. El perseverează, se adâncește cuvântul lui Dumnezeu și stăruiește, insistă, perseverează, sistematic, zilnic. Nu se mulțumește cu predica care a auzit-o duminică. Duminică a auzit predica, predica l-a cercetat profund, dar toată săptămâna el cercetează profund Scripturile. Mai mult, ce mai face el încă? Cum? Împlinitor cu fapta. Împlinitor cu fapta. Poți să înveți, să te înveți cei mai buni profesori, nu? Poți să-ți vină cei mai buni învățători din lumea întreagă, să stea în jurul tău și să caute să te învețe toți.
Dar dacă tu personal n-ai luat hotărârea să împlinești cuvântul lui Dumnezeu, te ajută asta la ceva? Te va ajuta la ceva? Nu! Poți să spun cea mai grozavă predică despre, să zicem, despre ospitalitate. Poți, dar dacă tu în viața ta nu-ți deschizi casa pentru nimeni, dacă în viața ta nu-ți întinzi masa pentru nimeni, dacă în viața ta nu știi a scoate din buzunarul tău bani pentru alții, dacă nu, te ajută la ceva? Nu! Omul care a auzit, el imediat merge să se aplice în practică. Deci înseamnă, omul ăsta, el imediat se grăbește, se pune în aplicare ceea ce învăța. Așa, pas mărunt, un pas mărunt. Un pas mărunt. N-am milioane, să zicem, ca să ajut pe copiii ăștia din Africa. Da, am să-l ajut pe un frate misionar aici, care merge acolo. Am să-l ajut pe Andrei, să zicem, de exemplu, să meargă, sau pe Grigore, sau pe Victor, sau cineva. Am aflat că vor să înceapă misiune la Crieto. Frate, uite, 100 de lei, eu vreau să-ți dau, lasă încep misiunea la Crieto. După ce am învățat din Scriptură, să lucrez împreună cu adevărul. De exemplu, eu dau un exemplu. Vreau să merg înainte, să fac asta. Gata? Înainte. Aplicat. Dar unul care știe bine, învață bine, dar nu se grăbește niciodată, face concluzii frumoase, le vorbește frumos, dar nu face nimic practic să aplice. Poate avea vreun progres în ăsta. Nu. Și mai vin unii care spun că am învățat studii inductiv, dar nu mă ajută. Da, nu te ajută, bineînțeles, nu te ajută studii inductiv. Dacă tu n-ai hotărât să te schimbi, n-ai luat hotărârea să aplici, să înveți tu măcar nu știu cum. Măcar nu știu cum. Să înveți limba greacă la cel mai înalt nivel, să știi tot Noul Testament în limba greacă pe deloc. Nu te ajută la nimic. Nimic nu te ajută. Pentru că tu n-ai luat hotărârea personală să împlinești. Omul ăsta a luat hotărârea să împlinească. Am văzut tot ce făcut el. Tot omul ăsta. Tot ce face omul ăsta. Care sunt rezultatele eforturilor împlinitorului cu fapta? Cum e el? Fericit în lucrarea lui. Dar când ești fericit în lucrarea? Când un lucrător e fericit în lucrarea lui. Când un lucrător e fericit în lucrarea lui. Cum? Când ai succes, când ai rod, așa, să zicem, de exemplu, nu știu, hai să zicem că ești un agricultor și crești roșii. Și ți-ai propus, anul ăsta fac investiții mari și îmi propun la sfârșitul anului să am 100 de tone de roșii. Și să le vând, să le vând bine, la preț cel mai înalt, nu? Așa? Și dacă ți-ai propus așa și la sfârșit ai vândut 100 de tone de roșii și le-ai vândut la preț bun, ești foarte satisfăcut că ai realizat și ți-ai propus, nu? Ești fericit? Fericit. Dar dacă ai investit foarte mult și la urmă nu te-ai ales cu nimic, fericit? Nu, nefericit. Dar dacă ai investit foarte mult, ai investit și te-ai așteptat să ai 100 de tone și când acolo ai 160 de tone și s-au vândut bine toate, s-au vândut mai scump decât te-ai așteptat, fericit? Foarte fericit, foarte fericit, că e mult mai mult. Uite așa, omul ăsta este fericit, dar el este fericit de rezultatele duhovnicești. Rezultatele duhovnicești vrea, așa? Și el e fericit să vadă roade duhovnicești. Oameni care se întorc, Dumnezeu îl binecuvântează, misiunea în care merge el. Se pocăiesc oamenii, se întorc la Hristos, îi botează, cresc, lucrează, Evanghelia înaintează. S-au mai început o biserică aici, s-au mai deschis acolo, s-au mai pornit acolo, lucrurile mele. Gata, fericit în lucrare aici. Și omul ăsta e fericit. Nu e un ratat, așa? Primul l-am văzut că e un ratat. Primul este un ratat. Primul e un ratat care toată viața nu se întâmplă nimic. Nici în viața lui personală, nici în lucrare nu se întâmplă. Cum a venit, așa pleacă. Cum a venit, așa pleacă toată viața. Nimic. Ați văzut oameni ăștia? Toată viața au fost o zgârcire. Nu s-a schimbat nimic. Bancă, cu trecerea anilor, parcă mai zgârcit decât de venit. Toată viața a fost o, bârfitoare. O trecut vremea, o venit toată viața umblat la adunare, tot bârfitoarea a rămas, nu s-o schimbă. Bancă, parcă a rămas și mai rău. Cum Apostolul Pavel odată le-a scris Corintenilor, voi vă adunați, o faceți mai răi. El e indignat, o scrie despre asta. Nu vă adunați să deveniți mai buni, dar vă faceți mai răi. Nu e nicio creștere spirituală. Deci omul ăsta are rezultate. Ce trebuie să faci ca să fii un împlinitor cu fapta? Hai să începem. Ce trebuie să faci? Sunt anumite lucruri care le faci. Să zicem, vii la adunare. Să zicem cei care nici măcar nu vin la adunare. Nu vin la adunare sistematic. Este important să vii la adunare sistematic. Este? Da. Este important să asculți predică. Să asculți predici calitative. Nu orice. Important. Nu pe Calea Strand și nu pe Andrei Șapovalov. Dar asculți predici și temenici, da? Mai departe, ce să faci?
Cum? Dar ca să ajungi până acolo, ce e important? Cum? Să-ți vezi starea ta, să-ți recunoști starea ta. Să fii un om sincer, să-ți vezi și să-ți recunoști starea. Altceva? Care e următorul lucru? Să-ți adâncești privirile în legea desăvârșită, tu personal, să-ți adâncești privirile, să cercetezi tu personal Sfintele Scripturii. Și atât toate materialele astea care le avem noi, ele nu sunt altceva, ele pentru asta au fost concepute, ca să-l ajute pe fiecare creștin să-și adâncească personal privirile în legea desăvârșită, toate manualele care le vedeți acolo pe masă, Biblia asta, peste Biblie, de asta a fost conceput. Să-l ajute pe creștinii în personal să-și adâncească privirile și special materialul a fost împărțit în ziua 1, ziua 2, ziua 3, ziua 4, ați văzut cum e manualele de studiu, tocmai pentru a-l învăța disciplină, să o facă sistematic, să nu amâne, să nu... Pentru fiecare zi și-a făcut studiu azi, studiu mâine, studiu... Deci asta trebuie să o faci. Și-i suficient asta? Sau mai este ceva? Să stărui cu... Să stărui și ca un împlinitor fapt. Să perseverezi, să împlinești. Imediat să te grăbești, să împlinești. Dacă nu te grăbești, să împlinești, nu te va ajuta cu nimic. Nu te va ajuta cu nimic dacă nu, după ce am studiat Biblia, nu pun întrebarea, Doamne, ce trebuie să fac în mod concret? Nu o concluzie de astea frumoase. Trebuie să fim mai buni, trebuie să fim mai darnici. Nu concluzie. Nu, Doamne, ce trebuie să fac concret? Și Domnul prin Duhul Sfânt îmi spune, uite din banii ăștia acum, deschide portmoneu, am deschis, uite din banii ăștia, uite și îi dă la misionar ceva. Ia contactează la misionar ceva. Cicul. Sau din asta fașa, dintre aceea fașa. Sau în timp ce, Doamne, ce vrei să faci? Am învățat o lecție despre relații, despre zidirii de relații. Și Duhul Sfânt îmi spune, da, cu acela, când ultima dată ai vorbit? Ia caută pe joace. Ia cheamă la tine acasă, să luați masa preună și să vorbiți cu el. Să zidești, să restabilești relații. Am înțeles, Doamne? Gata. În mod, am pus acțiune, nu? În practic. Dar dacă rămân cu o concluzie frumoasă, trebuie să zidesc relații cu oamenii, să zidesc relații frumoase. Punct. Și am plecat la treaba mea. Ceva s-a întâmplat, s-a schimbat ceva. Nu, dacă n-am pus în mod practic, repejor, cum mi-a vorbit Duhul Sfânt, tare mult înseamnă să asculți de Duhul Sfânt. Așa o aventură frumoasă în viața când asculți de Duhul Sfânt. Așa o aventură frumoasă. Nemaipomenită. Subiectul nostru de azi este despre Dumnezeu, familie și lucrare. Care trebuie să fie, Dumnezeu trebuie să fie primul loc. Dar iată aici la familia și lucrarea, aici sunt întrebări. Unii zic că trebuie să meargă ordinea asta, întâi Dumnezeu, apoi familia, apoi lucrarea. Cine de aici crede așa? Vă rog să ridicați-mă la sus. Așa. Cine crede? Foarte bine. Alții zic că trebuie să meargă Dumnezeu pentru lucrarea Evangheliei și pentru familie. Cine de aici crede așa? Crede așa? Cine crede așa? Vă rog să ridicați. Cine crede că e în felul ăsta? Trebuie să meargă Dumnezeu, apoi lucrarea, apoi familie. Vedeți? Deja aici noi ne-am împărțit. Părere. Ați observat? Ne-am împărțit. Unii n-au ridicat nici așa, nici așa. Că suntem să greșească și ce spui ala. Nu mă tem de ceva așa. Suntem mai noștri toți aici. Dacă chiar și noi, nu regim unul de altul. Nu să vedeți trăimii de noi. Dar nu vă deranjează asta. Mergem înainte. Azi ne-am adunat cercetare. În simplitate, cu dragoste, studiem înainte. Ia hai să deschidem Iosua, capitolul 24, versetul 15. Iosua, capitolul 24, versetul 15. Cine a deschis, vă rog să citiți cu voce tare. Dacă vreți, alegeți-i slujiți Domnul sau slujeți-i Domnul. Cum veți dori voi, așa, mai fiți gata să suportați consecințe. Cât mă privește pe mine, el zice, eu și casa mea, casa înseamnă familia, nu? Deci eu și familia mea vom sluji Domnul.
Hai acum să încercăm să vedem care sunt prioritățile aici. Noi le vedem pe toate trei. Dumnezeu este prezent aici? Da. Este. Familia este? Este. Slujirea este? Da. Este. Ia să-mi spuneți din versetul ăsta, pentru Iosua, familia este mai importantă decât slujirea? Da? Argumentați-vă. Păi ca să slujească împreună cu casa lui, lucrarea Domnului, ar trebui să investească în casa lui, ca și casa lui să dorească acest lucru ca mai important. Deci eu decis. Eu cu familia mea vom sluji Domnului. Așa au zis. Cât despre mine, eu și casa mea, noi vom sluji Domnului. Mai întâi s-a investit în familia lui, i-a motivat pe ei și apoi i-a luat împreună slujirea. Sau poate pentru Iosua mai importantă e slujirea decât familia. Poate pentru Iosua e mai important slujirea decât familia, nu? Ha, poate spune pe un cântar. Așa pare și mie, că el nu le separă. Vedeți vreo separare aici între familie și slujire? El a zis, cât despre mine, eu și casa mea, eu și familia mea, vom sluji Domnului. Vedeți la Iosua să facă separare între familie și slujire. El zice, eu și casa mea, eu și familia mea, ce vom face? Vom sluji Domnului. Mie așa mi se pare că Iosua aici nu face separare între ei. Nici nu pune întrebarea în felul ăsta. Nu pune, pentru mine familia e mai importantă decât slujirea. Și nu spun, pentru mine slujirea e mai importantă decât familia. El spune, eu și casa mea vom sluji Domnului. În formulă, ele merg împreună, ele nu merg separat. Eu cu familia mea, noi slujim Domnului. Noi am hotărât să slujim Domnului cu familia mea. Nu poate fi pusă slujirea aparte de familie, nu poate fi pusă familia aparte de slujire. Noi, eu cu familia mea, noi vom sluji Domnului. Așa, da? Acum, deschideți, vă rog, Matei, capitolul 10, versetele 34 până la 38. Și iată, aici o să facem un exercițiu. Deschideți întâi prima dată, Matei. Matei 10. Și acum o să vă învăț un exercițiu cum să vă păstrați vederea. Bine, știți? Un exercițiu biblic pentru vedere. Un verset, primul verset, îl citim cu mâinile întinse. Vedem verset cu mâinile întinse. La al doilea verset, vedem aproape, atât cât pot citi, atât de aproape cât pot citi. Se vede prin ceață, dar pot citi. A treilea verset așa, a patrulea verset așa. Bine, hai să plăbăm ce Matei 10, de la 34 până la 38, citim cu voci tare toți. Da? Citim un verset, un verset. Deci Matei 10, de la 34 până la 38. Începe. Să nu credeți că am venit să aduc pace pe pământ. N-am venit să aduc pace, ci sabie. Deci am venit să despart pe fiul pe tatăl său, pe fiică de mama sa și genoră de soacra sa. Și omul va avea de vrăjmaș chiar și pe cei din casa lui. Cine iubește pe mamă, ori pe mamă, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu, ori pe fiică, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Da, vă rog să vă așezați. Acum să răspundem la întrebare. Cui și cu ce ocazie a adresat Iisus aceste cuvinte? Cui și cu ce ocazie a adresat Iisus aceste cuvinte? Vreți să găsiți aici? Unde? Unde? Cum? Cui și cu ce ocazie? Ucenicilor. Cu ce ocazie? Când i-a trimis, unde? În lucrare, să propovăduiască. Doi cât tip doi. Cum îi trimitem noi la școala de misiune, da? Noi la școala de misiune, înainte ca să-i trimitem, seara studiem textul ăsta și dimineața îi trimitem. Dimineața îi trimitem fără... și atunci, deci, încă o dată, le-a dat ucenicilor pe care i-a trimis în slujire, sau nu? În lucrare i-a trimis pe ucenici.
pe ucenicii, a trimis la propovăduirea Evangheliei. Și înainte de a trimite, le-a spus toate cuvintele acestea. În toate cuvintele care le-a spus, le-a zis și vorba asta. Acum, ce învățăm despre raportul dintre familie și slujire din aceste versete? Unde, în ce verset, prima dată, vedeți familia aici? În ce verset apare prima dată familia? 35. 35. Domnul Iisus zice să nu credeți că am venit să aduc pace, pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Cu alte cuvinte, n-a venit. Nu înseamnă că dacă m-am făcut creștin, voi avea relații excepționale cu toată lumea. Relații foarte frumoase cu toată lumea. Primit de toți, numai înțelegere la stânga și la dreapta. Și înțelegerea e prioritatea principală. Înțelegerea cu toți e prioritatea. Asta e prioritatea cea mai bună. Domnul, să știți că n-am venit să aduc pace. N-am venit să aduc pace, ci am venit să aduc sabia. Și imediat explic în următorul verset care e sabia aceasta care a venit el să o aducă. Căci arată eu concluzii. Continui gândul care l-a început în versetul precedent, nu? Așa? Căci e o concluzie. Am venit să despart pe fiul de tatăl său și pe fiică de mama sa și pe noră de soacra sa. Și omul va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Din ce motiv cei din casa lui devin vrăjmaș? De ce? Cu ce nu vor fi de acord? Cu slujirea. Nu vor fi de acord ca el să slujească pe Hristos. Așa e, nu? Deci cei din familie nu vor fi de acord ca el să slujească pe Hristos. Nu e așa. Nu e așa, da? Adică nu slujim, se referă la legătura cu Dumnezeu în versetul următor. Adică... Dar parcă am zis cui i-a spus vorbile astea? La oameni. La ce oameni? La oameni. Când? Când? Înainte. Ideea aici e întrebarea care vreau să o explic este că ei se referă că să slujească lui Dumnezeu, dar nu se referă la lucrare pe mine. Adică se referă la relații cu tine și Dumnezeu, nu te vor înțelege. Asta se referă. Hai să mergem mai departe. Poate mai departe să luminează. Da? Mai departe, zice, omul va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Din pricina Domnului Iisus, nu? Da. Cine iubește pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Aici vreau să ajung. Adică să-L iubească pe Dumnezeu. Pentru că la Iosua acolo se referă la slujire, la lucrarea care se făcea pentru oameni ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Aici se referă la relația ta cu Dumnezeu. Oamenii nu te vor înțelege. Din cauza aceasta va fi vrăjmășie între tine și cei din casa ta. Dar dacă ei vor înțelege relația ta cu Dumnezeu, toată familia, eu și casa mea, vom sluji lui Dumnezeu și oamenilor din jurul nostru. Hai să aștept. Hai să mergem puțin mâine. Deci cine iubește pe tată ori pe mamă, mai mult decât pe mine, zice Domnul Iisus, nu este vrednic de mine. Cine iubește pe fiu ori pe fiică, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea și nu vine după mine, n-ați uitat cui îi spune asta? N-ați uitat când spune asta? Țineți minte bine contextul. Întâmplător m-am pus întrebarea aceea. Totdeauna e foarte importantă. Ce context? Deci ucenicii acum trebuiau să plece la lucrare. Înainte ca ei să plece la lucrare, el spune cuvintele acestea. Deci cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Deci încă o dată întrebarea. Învățăm ceva despre raportul dintre familie și slujire din aceste versete sau nu? Da. Credeți că învățăm? Putem avea păreri diferite, vreau să ne ascultăm diferite. Deci fratele are o părere, alții au o părere. Dacă vedem ceva, că apare aici în familie sau nu, a apărut familia. Evident că a apărut familia. Ceva, vreun lucru, vedem clar care putem spune sau dacă nu mergem la următorul verset. Spuneți-mi ce am văzut clar aici. Nu poți să pui dragostea de familie, mai puțin de pe aia de Dumnezeu pentru tine, clar.
Asta e clar, da? De acord toți? De acord. Următorul. Nu poți să pui dragostea față de familie, mai trebuie să pui dragostea de Dumnezeu. Domnul Iisus spune că dacă o pui mai sus, nu ești vrednic de El, așa? Cine face asta, nu-i vrednic. Și că în unele familii, când tu ca ucenic vezi... Zi mai tare. Că în unele familii, când noi ca ucenici a Lui vrem să facem lucrarea Lui, pot apărea și conflicte. Exact. Pot avea rezistență din partea familiei, rezistență mare din partea familiei, în privința urmării Lui Iisus, nu? Da. Când e vorba de a urma pe Iisus, pot să mă trezesc cu rezistență mare din partea familiei, ca să nu pot urma pe Iisus. Așa poate fi, da? Da. Mai putem face vreo concluzie de aici? Mai există vreo concluzie care putem face de aici? Despre familie și slujire. Deci, o părere a fost aici nu se referă la slujire. Se referă la relația cu Hristos. Pe de altă parte, văd că le spune ucenicilor cuvintele astea tocmai în momentul când ei pleacă. În momentul când ei trimit. Înainte de a trimite acolo, Hristos. Înainte de a trimite în slujire. La propovăduirea Evangheliei. Atunci le spune. Poate fi așa cum zice fratele. Pe de altă parte, le spune când îi trimit. Hai să mergem la următorul text. Dar ce detalii clarifică Iisus în Luca 14, de la versetul 25 până la 27? Ia deschideți Luca 14. De la 25 până la 27. Dragostea asta, relația cu Iisus, dragostea de Dumnezeu, să vede numai în lucrare. Și când ești lucrare, nici familie poți să spui de aici. Că ai relații, pentru că mă rog, sunt cumva de mine. Da. Ce vede? Dacă te duci la Biserie Evanghelie, la pacea de ucenici, la plantarea de biserice, aici se vede dragostea de mine. Și aici apare problemele astea de familie. Așa? Iar relația cu El curge și slujă. Cu cât ești mai aproape de ea, va mai... Ziceți mai tare, să audă toți. Cu cât suntem mai aproape de Domnul Iisus în relația noastră cu El, de aici curge și slujirea noastră, lucrarea care o face. Exact, nu pot fi separate. Dacă am o relație cu Lui, se va vedea slujirea care o fac. Dacă nu am o relație cu Lui, se va vedea slujirea. Dacă sunt dedicat de plin Domnul Iisus, tot numai decât se va manifesta slujirea. Nu pot fi separate, nu pot fi dedicat de plin Domnul Iisus și aparte de slujirea, așa? Nu, dacă sunt dedicat, este total pentru El. Hai să vedem ce detalii clarifică. Eu zic o sluminez. Stați, noi abia am intrat în subiect. Noi mai vedem, am auzit, se va lumina foarte bine, vom vedea clar. Eu citesc textul ăsta de la 25 până la 27 și scrie aici astfel. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. De acum alt context, vedeți? Atunci le-a scris ucenicilor, acum vorbește în alt context. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis, dacă vine cineva la mine, și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însuși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. S-a întors la mulțime, la toți. Și le-a spus asta. Și oricine nu își ia crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Căci cine din voi... Nu, gata, până aici. Așa, până aici. Este vreun detaliu aici? Este ceva care n-a mai spus Iisus în textul precedent n-a spus. Oh, până acolo tocmai spune ură. Chiar vrea Iisus să-i urâi pe ai noștri? Dar ce-o fost asta, vorba asta lui Iisus? Ce-o fost? O exagerare intenționată, așa e? Deci cei care studiază Biblia inductiv știu că sunt figuri de stil. Și asta este o figură de stil numită hiperbolă. O exagerare intenționată. Vrea tare să atragă atenția la seriozitatea unui lucru. Tot o exagerare a fost când a spus să ștai în acel care face niște exagerări, că cu tremură ce spune, nu? Domnul Iisus care atât a vorbit despre dragoste, 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 la un moment spune, cine nu-și urăște mama? Vai, în ce religie ai văzut așa ceva? Să-ți vorbească, să-ți urăști, nu? Cine nu-și urăște mama, așa, 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 pentru mine? Ce-o vrut să spun cu exagerarea asta? Dragostea voastră. Dragostea noastră față de El, în comparație cu dragostea față de membrii familiei, trebuie să fie cam la așa distanță la care este ce? Dragostea de ură. Distanță mare între ei. Foarte mare distanță între ură. Păi iată, dacă de la ură până la dragoste așa o mare distanță, de la dragostea pentru familie și dragostea pentru Iisus, distanța trebuie să fie tot așa.
Deci vreau să spun, nici nu spun alături lucrurile. Nu spun alături, lucrurile sunt. Și Domnul Iisus zice, dacă cineva nu are distanța asta, nu a realizat, nu înțelege distanța asta și nu-L iubește cu distanța asta, ce-i cu omul ăsta? Nu este vrednic pentru ce? Nu este vrednic să fie ucenicul lui Iisus. Nu-i vrednic. Marcu 10. Marcu 10. Deschideți, vă rog, la Marcu 10. Vă priviți și textul este de la Marcu 10. De la 28 la 31. Vă rog cineva să citiți cu voce tare. Pietru a început să-i zică, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus a răspuns, adevărat vă spun că nu este nimeni care să-i lăsat casă, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau soție, sau copii, sau colde, pentru mine și pentru Evanghelie, și să nu primească acum, de acolo acesta, de 100 de ori mai mult, case, frați, surori, mame, copii, și colde, împreună cu persecuții, iar în veacul viitor de ați veșe. Încă o versă. Mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi. Când și cu ce ocazie a spus Iisus aceste cuvinte? Când și cu ce ocazie a spus Iisus aceste cuvinte? Ia uitați-vă bine în text, vedeți. Când, cu ce ocazie a spus? Că deja am văzut, l-a spus ucenicilor, așa? Cum? După discuția cu tânărul bogat. Dar care a fost discuția cu tânărul bogat? N-a fost să lasă, era legat. El nu vrea să lasă bogăție, așa? El a venit la Iisus și a spus învățătorule, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Întrebarea a venit sincer, n-a fost unul de ăsta care ispitea ca farisei. El era un om sincer. Sincer a venit, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus i-a spus, dar păi știi ce scrie? Păi ce scrie? Să nu prea curvești, să nu furi, să cinstești părinții. A toate astea le fac din tinerețea mea, zice. Oh, da? Și Domnul Iisus i-a dat examenul la prima poruncă. El o enumărat din cele 10 porunci, ați văzut, nu? Și l-a zis că le împlinește toate. Tânărul a zis că le împlinește toate. Și Domnul Iisus i-a dat un test la prima poruncă. Prima. Care e prima poruncă? Să nu ai? Alți Dumnezeu. Să nu ai alți Dumnezeu, așa? Să nu ai alți Dumnezeu. Și Domnul Iisus i-a dat un test la prima poruncă. El a zis, așa? Vinde tot ce ai și vină și urmează. Șoc! Șoc asta, nu? Vinde tot ce ai și nu în stare să facă asta. Avea Domnul Iisus nevoie de averile Lui? Aveau să dea bogații mult săracii mult înainte pe averile Lui? Oricât de multe n-ar fi fost, dădeau săracii tare înainte pe averile Lui? Nu, asta a fost pentru El, nu? Până la urma urmei cel mai important era pentru El, nu pentru sărai, pentru El, pentru binele Lui. El a picat examenul. El zice, a plecat foarte mâhnit, că El nu era în stare să facă asta. Nu era în stare să facă asta. Și atunci, Domnul Iisus a spus că mai ales nu este să treacă prin urechea calului, acului. Prin urechea calului să treacă pe milă, nu știu cum asta. În urechea acului îți treacă pe milă, decât un bogat să intre în împărăția celor. Ucenicii au rămas și mai uimiți. Și au zis unii către alții, dar cine poate atunci să fie mântuit? Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis, lucrul acesta e cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Petru a început să-i zică, bine, iată că noi am lăsat totul, zice. Petru a lăsat acolo barca, ce-a fost, da. Noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus a răspuns, adevărat vă spun, nu este nimeni, nu e nicio excepție. Bine, subliniem aici, vedem, nu e nicio excepție. Nu există nicio excepție. El a spus, nu este nimeni, așa? Nu există nicio excepție. Nu este nimeni care să fi lăsat ce? Casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii. Toate este ce sunt toți ăștia? Familie. Tot ce se numără ce sunt ăștia? Familie. Membrii familiei, nu? Da. Diferite relații de familie. Membrii familiei.
Nu este nimic care să fie lăsat asta sau colde. Pentru ce? Pentru mine. Pentru mine și pentru Evanghelie. Pentru Evanghelie înseamnă slujire sau tot nu înseamnă slujire în creci? Aici vorbești numai de relația cu El sau vorbești despre lucrare? De acum aici nu mai puteți zice că vorbești despre lucrare, da? Mai ales pe ăștia e chemat la lucrare, nu? Pe ăștia e pregătea pentru lucrare, e chemat la lucrare, e trimis în lucrare. El îi vorbește unui om care tocmai l-a urmat. Zis, nu există nimeni care să fi făcut asta și... Și care este mai departe, zice, să nu primească acum în veacul acesta de 100 de ori mai mult. Casă, frați, surori, mame, copii și colduri împreună cu prigonii, iar în veacul viitor, viața veșnică. Deci ce învățăm despre raportul dintre familie și lucrare din aceste cuvinte ale Mântuitorului? Chiar dacă nu ne vine bine, la versetul ăsta nu ne vine bine. Dar chiar dacă nu ne vine bine, ai așa, cu sinceritate, cum îi scrie să mai scrie. Ce învățăm? Ce învățăm de aici? Lucrarea pe primul plan. Cum e? Pe primul plan. Deci cum e? Familie și lucrare vine lucrare. Deci Evanghelie. Și Domnul Iisus se pare cu sine de lucrare? Pot spune că întâi să-i slujesc lui Dumnezeu și apoi familie și apoi lucrarea. Dar lucrarea e separată de Dumnezeu? Nu. Domnul Iisus zice... Mine și Evanghelia le pune aparte sau le pune... Deci dacă pentru mine, atunci ce faci? Dacă pentru mine slujești, atunci ce faci? Slujești în Evanghelie cu mine, dacă ești pentru mine. Dacă în Evanghelie nu te interesează, chiar ești cu mine? Ci stăm la mâncat răsărit sau la ce stăm? Noi lucrăm în Evanghelie. Nu. Ce facem împreună? Noi lucrăm în Evanghelie, nu? Așa? Dacă ești cu mine, noi suntem în Evanghelie, noi lucrăm în Evanghelie. Acolo a spus despre El, aici spune despre Evanghelie, iar repetă același lucru. Deci ce mai învățăm? Vreau să aud ce concluzii vă faceți de aici, până aici. Dar avem și o promisiune. Care e promisiunea aici? El a zis, cine face asta, ce va fi? Va primi de 100 de ori. Ce? Ce va avea? De 100 de ori tot ce a lăsat. Și iar repetă cu membrii de familie. N-ați văzut? Plus prigonii. Ah, cu alte cuvinte, el parcă ar vrea să spună aici cine îl pune pe Domnul Iisus Hristos mai sus decât familia, se va bucura cu adevărat de familie. Nu? Cam asta vrea să spună. Ia uite, spune despre, iar membrii familiei, iar relații de familie, iar începem cu relații de familie. Va avea bani, va avea ce, va, ce, va avea mai mult, mai mult în privința asta. Cu alte cuvinte, bucuria asta de familie va avea mai mult. Da, ai vrut să zici ceva aici. Da. Aici ne-am dat, dacă observăm la versetul 29, pentru mine, asta înseamnă o relație strânsă 100%. De ce vreau să trag atenția la aceasta? În primul rând, pentru mine, înseamnă o relație 100% și atunci se revarsă dragoste și deprime 100% de cei ce ai depădat. Din care cauză? Ai o relație 100% și Evanghelia care a pe transmite, îi transmite o relație cu El. Pentru că unii, iertați-mă de expresie, unii și noi câteodată mergem în lucrare ca să slujim, fără să avem o relație cu El. Corect. Fără să avem o strânsă de cu Hristos. De acord, absolut. Uite de familie și uite de celălalt lucru. Crezând că următoarea parte a versetului, noi vom primi, noi nu putem primi 100%. Din care cauză? Pentru că nu avem o relație strânsă cu El, crezând că făcând o legătură cu lucrarea. Și asta este relația noastră cu El. Asta nu este relația. În primul rând, relația cu Hristos, care cuprinde Evanghelia. Foarte corect. Există atunci când cineva poate să creadă că face lucrare pentru Hristos, dar de fapt el a pierdut relația cu Hristos, el nu are. El... Așa? Lucrarea aceea de acum și lucrarea aceea nu mai are nimic, nu se întâmplă nimic în lucrarea aceea. Primul lucru, primul indiciu care este. Omul ăsta, el nu se ține de cuvântul lui Dumnezeu, nu are relație cu Dumnezeu prin cuvânt. El este un slujitor care nu cercetează cuvântul. Totdeauna se spune că e prins cu lucrarea, dar el nu cercetează cuvântul. Nu are pasiune, dragoste, se petreacă în cuvântul lui Dumnezeu. Părtășia asta cu Dumnezeu. Da,
el lucrare, lucrarea leargă și nimic nu se întâmplă de lucrare. Și lucrarea asta e epuizată total, rezultate nimic, conflicte în familie, conflicte acolo, conflicte peste tot, numai conflicte în jur, dar nimic rezultă, nimic roade. Și el e epuizat, bolnav, la pământ și nimic nu se întâmplă. Da, ai punctat un lucru foarte important. Să mergem mai departe. 1 Timotei, capitolul 3. Vă amintiți 1 Timotei, capitolul 3. Eu vreau să vă rog să-l citiți tot capitolul împreună și eu deodată am și pus întrebarea. Pentru că vom discuta următorul lucru. Ce învățăm despre balanța pe care trebuie să o facă un slujitor între lucrare și familie? E clar, da? Un slujitor a Evangheliei spune care sunt calitățile unui slujitor și vorbește despre calitățile astea. Vă rog să citiți atent și după aceea discutăm care sunt numai momentele care țin de familie. În timp ce citiți, urmăriți unde este familia, unde apare familia lui, familia lui, familia lui apare undeva. Membri ai familiei apar. Un dedicat care slujește în Evanghelie. Ce aflăm despre familie? Unde ați văzut prima dată apare cineva din familie? Familia ce? Cum? Doi. Ce e în doi? Bărbatul unei singure neveste trebuie să fie. Așa? Omul ăsta trebuie să fie bărbatul unei singure neveste. Și când spune lucrul acesta, se referă la faptul că toate pasiunile și dorințele lui sexuale sunt îndreptate numai înspre o singură femeie. Și femeia asta este soția lui. Asta nu este un om care îi fug ochii după orice fuste, care se gândește la orice. Nu. Asta este un om care își ține toate dorințele și pasiunile lui sexuale și se ține bine înfrânat. Toate sunt îndreptate numai spre soția lui. Și când e tinere și când e în vârstă. Sunt numai pentru soția lui. Mai mult. Hai, gata, asta e. Deci ține de familie, de relațiile de familie. Poate asta să-l descalifice pe un om în lucrare, dacă nu e așa? Da, câți slujitori n-au picat la capitolul ăsta? Deci dacă un slujitor n-a rămas bărbatul unei singure neveste, s-a descalificat. S-a descalificat. Când a lăsat ca gândurile să meargă spre o altă femeie, să înceapă lucrurile să meargă până la o relație cu altă femeie și așa, gata, asta l-a descalificat. Mai ales în vremea de azi, se întâmplă multe cazuri de astea. Înainte parcă mai rar în vremea de azi, gândirea asta, chipul veacului de acum, cuprinde până și mințele slujitorilor. Și noi trebuie să veghem, să nu dăm voie asta. Deci gata, un lucru l-am aflat, asta ține de familie. Deci un slujitor, toate dorințele sexuale vor fi numai spre soția lui. Gata, punct, mai mult nimic. Înfrân, asta înseamnă înfrânat. Da? Da, frate. Contează dacă a fost căsătorit a doua oară sau nu? Acum, nu cred că ăsta e subiectul care îl discutăm noi acum. În uniunea noastră știți că dacă a fost căsătorit a doua, nu cred. Următorul lucru. Care vedem următorul lucru? La patru. Ce aflăm? Să-și chibernesească bine casa, familia. Este o diferență între a face din familie Dumnezeu, a face idol din familie și a-ți administra bine casa. E diferență, așa? Yes. Deci un slujitor bun, ce înseamnă un slujitor bun își neglijează total familia? Nu mai vreau să o știu. Nu. Deci un slujitor bun își va administra bine familia. Și acolo când zice să-și chibernesească bine casa, imediat continuă cu ce? Și să-și țină copiii în supunere cu? Cu toată cuvința. Cu toată cuvința înseamnă nu cu bătăi, nu cu strigăte, nu cu răcnete, nu cu destea, nu. Cu toată cuvința. În liniște, în pace, cu convingere, avem o relație frumoasă între noi. A chivernesi bine casa înseamnă administra relațiile frumos în familie. Asta este un om care e frumos, îl creează o relație frumoasă în familia lui. Familia lui toți sunt bine, le place, vor să vină. Nu, copiii abia așteaptă să plece din casa lui să nu se mai întoarcă înapoi. Că așa-s de apăsat și așa-s de... Când nu le place să stea acolo. Nu, copiii invers, abia așteaptă, nu vor să ducă de la el. Lui le place acolo, cu el. Cu el să fie împreună, nu vor să plece în el, că el e bine. De ce ar pleca de el? Așa trebuie să fie. Așa un slujitor trebuie să fie. Deci învățăm, el, un slujitor bun, este dacă știi bine să administreze relațiile în familia lui, să creezi niște relații. Următorul, ce mai văzut? Mai este vreun verset? 5 am zis, nu? Da. Căci dacă cineva nu știe să-și cărmuiască bine casa lui, cum va cărmui el, cum va îngriji el de biserica lui Dumnezeu?
Un om care nu știe să zidească și să administreze relații în familia lui, cum poate el să zidească și să administreze relații în biserică? Biserica asta înseamnă numai relații. Numai relații. Acela s-a certat cu ăsta, trebuie păcați. Acela nu se înțeleg cu ăsta ca să poată lucra împreună, trebuie ajutat să lucreze împreună. Ăsta nu poate ierta pe celălalt, ajutat să ierte. Toate să fim o echipă, să lucrăm în Evanghelie, o echipă, trebuie să avem relații frumoase. Deci un om de ăsta trebuie să știe administra relații bine, a face acolo bine să simt toți unde este el. Zidește, familia e echipă, biserica e echipă, toată lumea sunt împreună și se simt bine. Deci înseamnă un slujitor a Evangheliei, trebuie să știe bine să-și zidească relații din familia lui. Asta e cel mai important, că spune acolo să-și chivernesească bine casa, să nu credeți să se limitează numai la aceea că în jurul casei lui să fie curat, în casă să fie curat, da, neapărat, neapărat. Dar gospodar nu înseamnă, la moldoveni, gospodar înseamnă când e curat, tăt și bine așezat, grădină, frumos tot. Dar asta nu e partea a fi gospodar. Partea cea mai importantă a fi gospodar, care este? Relațiile bune. Sunt relații, o familie bună, de toți sunt fericiți, bine, toți sunt bine. Nu vrea nimic să plece de acolo, acolo e bine. Toți trag aici, nu pleacă, trag să vină aici. Mai vedem ceva? Da. Ospitalitatea care tot ține de familie, da? Să fie ospitalier, familia. Deci, cum să fie familie, de familie, familie. Ne interesează lucruri care țin de familie. 11. Unde? 11. 11 ce este acum? Femeile, de asemenea, să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase, sunt toate lucrurile. Dar la ce te-ai gândit ca și familia acolo? Că-s femeile, în limba rusă scrieți joanei. Dar femeile aici ar putea însemna două lucruri, ar putea însemna soțiile lor, ar putea însemna, pentru că limba greacă nu este cuvânt diferit pentru soții și femei, ar putea însemna soțiile lor, soțiile la oameniște, dar ar putea însemna femei diaconiți, care se vorbește despre diaconi, femei diaconiți. Dar despre familie nu vedem nimic așa. Unde vedeți ceva? 12, iar din nou spune același lucru, ați văzut, diaconii, toți slujitori, trebuie să fie oameni care își administrează bine familia. Deci înseamnă că un slujitor își administrează bine familia, din familie nu face idol. Nu așa că din pricina familiei nu pot slujesc, invers. Din pricina familiei slujesc mai bine, sau nu? Tocmai pentru că ești un om care bine își administrează familia, el poate sluji bine, că își administrează bine familia. Așa? Un slujitor bun și administrează bine familia și asta îl face vrednic ca să fie slujitor. Îl face un slujitor bun, pentru că el știe administra familia, știe administra biserica. Mai adăugăm ceva. Dacă nu mai este nimic, trecem la următorul text. Da. Cred că uneori, de asta așa fac fie discuții, poate nu înțelegem prea bine și mergi vorba ca să facem deosebire între prioritate, cum să stabilești prioritățile și a neglija. Eu nu cred că nici unii s-ar putea să folosească textul de Luca să-ți lepezi, ca să slujești trebuie să-ți lepezi soția, familia și așa mai departe. Și personal, nu cred că Domnul care a binecuvântat familia o să te cheamă la o slujire prin care să-ți neglijezi familia. Pentru că familia este o biserică în miniatură. Și de acum ce și era spus împreună cu familia să slujești, dar să înțelegem lucrurile. Da, da, da. Deci, tocmai de asta am luat toate textele astea. Că nu zidim învățătura noastră pe unul singur. Am luat 1, 2, 3, 4, le punem textele astea toate principale și la urmă le facem concluzii. La urmă scoatem niște concluzii. Deci am văzut că un slujitor trebuie să fie un om care bine știe să-și administreze familia lui. Administrează relațiile, în familia lui sunt relații frumoase, lucrurile sunt bine în familia lui. Acum, hai să vedem la 1 Timotei, capitolul 5. Versetele de la 1 până la 8. Că aici tot se vorbește despre membrii familiei. Iată aici spune așa. Nu mustra cu aspremie pe un bătrân. Pavel îi spune lui Timotei. Nu mustra cu aspremie pe un bătrân. Ce sfătuiește-o ca pe un tată. Pe tine sfătuiește ca pe niște frați. Pe femeile bătrâne ca pe niște mame. Pe cele tinere ca pe niște surori, cu toate cuvinții. Pavel îl învață pe Timotei ca și slujitor să-i trateze pe oamenii din biserică cum? Ca, ca pe membrii familiei lui. Ați văzut sau nu?
El îi spune că pe toți membrii din biserică trebuie să-i trateze ca pe membrii familiei lui. Deci cum mă port cu sora mea de trup, așa să mă port cu sora mea în biserică. Așa e, nu? Cum mă port cu mama mea, așa să mă port cu femeile în vârstă, spune biserică. Cum m-aș purta cu tatăl meu, așa să mă port cu bărbații în vârstă. Cum m-aș purta cu frații mei, așa să mă port cu bărbații care sunt de vârstă cu mine. Deci, cu alte cuvinte, în biserică, pe oamenii trebuie să-i tratez ca pe membrii familiei. Așa o relație. Să creez în biserică o relație pe care o creez în familie. Asta cum de ce eu spus acolo să-și chivernesească bine casa. Să fie un om care, dacă știe bine a zidit relații în familie, va zidit relații bune și în biserică. El este un om care zidește relații, el menține relații. Oamenii toți sunt problematici, toți au probleme, nu-i nimeni care să fie, toți cu probleme, cu ce. Dar el este un om care știe să zidească relații. Și pe cel, și pe cel, și pe cel, ai cuprinde pe toți, știi cum ții, țin împreună pe toți. Apoi, mai departe, zice, cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. Dacă o văduvă are copii, gata, vedeți, membru de familie, nu? Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă să fie evlavioși, gata, presupune că ei sunt credincioși, așa e? Dacă zice să se deprindă să fie evlavioși, copiii sau nepoții sunt credincioși, să se deprindă să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor, casa fiind familie. Și să răsplătească ostenirile părinților lor, deci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Cum e slujirea în familie? Vedeți aici că slujirea nu e separată. Dacă ei sunt evlavioși, evlavios înseamnă relația mea cu Dumnezeu, așa? Cum va fi relația mea cu Dumnezeu? Dacă sunt un om evlavios, cum mă voi raporta la mama? Cum? Spune aici. Le vorbește copiilor, nepoților, dacă sunt evlavios, cum mă voi purta cu mama? Să răsplătesc ostenelile. Răsplătesc ostenelile ei, îngrijindu-mă de ea, când a ajuns bătrân, nu? Da. Răsplătesc ostenelile, asta e slujire sau nu? El îi spune evlavie, așa trebuie să poarte ei. Mă îngrijesc de ea când a ajuns bătrână. Cum mă voi purta cu bunica dacă sunt un om evlavios? Bunica a ajuns bătrână. Cum mă port cu ea? Zice, răsplătesc ostenelile ei, așa? Mă port cu ea bine, cu membrii familiei. Vedem aici cum se poartă un om care îl slujește pe Dumnezeu cu membrii familiei? Se îngrijește. Se îngrijește de nevoile lor. Atunci când ei sunt în nevoie, un om evlavios, el nu e indiferent față de membrii familiei. El e foarte implicat în viețile lor, el îi tratează ca cu membrii familiei, se îngrijește, le plinește nevoile lor, nu-i părăsește. Cea cu adevărat văduvă, zice, care a rămas singură și-a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește zi și noapte în cereri și rugăciune. Dar cea de dată la plăceri, măcar că trăiește, este moartă. Poruncește și aceste lucruri ca să fie fără vină. Dacă nu poate cineva grijă de ai lui, și mai ales de cei din casa lui, adică din familia lui, nu? S-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Ce aflăm acum despre slujire și familie? Învățăm ceva? Cum se poartă un creștin cu membrii familiei? Are grijă. Are grijă de membrii familiei. Și aici a spus de mama când a ajuns bătrână, de tata când a ajuns bătrân, de bunica, de bunei. Este responsabilitatea ta, spune, sunt datori să răsplătească ostenelile părinților. Voi ați văzut mergetul. Oamenii de obicei se gândesc, mai părinții trebuie să dea. Nu, nu, nu. Copiii au crescut mari și când au crescut mari, Evanghelia învață că copiii trebuie să răsplătească ostenelile părinților și acum ei trebuie să îngrijească de nevoile lor. Dacă bunica ta adună pensia ca să o dea ție, păi, tu ești un bun creștin, tu ești un om evlavios? Dacă mama ta, tu ai ajuns mare, nu vorbim acum că ești student sau nu, gata. Dar și student să zicem dacă ai ajuns. E foarte bine ca student să duci și lucrezi. Student să duci și lucrezi. Lucrezi, câștigi bani ca student, faci față. Așa trebuie să faci. Dacă tu ai ajuns om matur și tu ai supărare, că bunica, uite, i-o dat la celălalt, nu ți-o dat și ție. Sau cealaltă, Biblia spune, tu ești dator și dacă ești un om evlavios, tu ești dator să răsplătești ostenelile părinților, mamei, tatei, tu îngrijești de ei. Tu faci așa ca să nu mai îngrijească, ei îmbătrânesc și ei săraci, nu mai pot să mai lucreze la capacitatea aceea, nu să stea ei cu grijă, să-ți întoarcă datorii de-a tale, să-ți dea ții, tu tot numai ceri. Pe când tu ajungi vremea, când tu trebuie să te îngrijești să răsplătești ostenelile lor.
Se pare că pensia lor adevărată trebuie să vină de la tine, nu de la stat sau nu. Spune, tu ești responsabil să te îngrijești de ostenerile lor, să răsplătești ostenerile lor. Să răsplătești, să te îngrijești bine, să fii bine la oamenii ăștia. Ei s-au îngrijit de tine, te-au crescut, acum tu răsplătești pe ei. Pentru ce au făcut ei? Așa învață Scriptura și așa se va purta un membru, un creștin cu membrii familiei lui. Hai să privim la un exemplu. Exemplu, cine credeți că sunt aceștia? Acuila și Priscila. Acuila și Priscila. Vedeți deodată de cine sunt. Acuila și Priscila, Pavel a stat în casa lor. Acum, hai să vă rog să citiți Fapte 18 și apoi vrem să-i urmărim numai pe Acuila și Priscila, că ceva vom învăța despre ei, ceva de la ei trebuie să învățăm azi. Efes și Pavel i-a lăsat acolo. Înseamnă că au venit cu un scop la Efes? Sau au venit să facă corpuri? Nu, se pare că au venit cu alt scop la Efes. Pavel i-a lăsat acolo. Pentru că pe urmă îi mai găsim iar. Spune că la versetul 26, când a venit Apollo acolo, ce au făcut ei? El a început să vorbească cu îndrăzneală în sinagoga, cu Ila și Priscila, când l-au văzut pe Apollo, l-au luat la ei, i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Pentru că el avea să treacă prin Asia, l-au îmbărbătat, frații, zice, deja gata, erau frați, ați observat, era biserica aici. Pentru că, fiindcă el acolo avea să treacă prin Asia, frații, care frați? Cine sunt frații ăștia? Creștinii, gata, aici este biserica. Cine a plantat biserica? Acuila și Priscila. Gata, aici este biserica. La momentul când a venit Apollo, aici deja era biserică. Acuila și Priscila au plantat biserică. Zice, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns și așa mai departe. Deci, gata, ei i-au slujit bine lui. Îi vedem ca și plantatori de biserică aici. Când i-a întâlnit Pavel, erau niște iudei. Pavel a stat la ei, oamenii ăștia au crezut în Evanghelie, împreună oamenii ăștia, acum au plecat să planteze biserică. La Romani 16, versetele 3 până la 5, Apostolul Pavel ne vorbește despre ei, despre Acuila și Priscila, îi vom urmări pe ei. Zice Pavel așa, spune sănătate Priscilei și Acuila. Și cum îi numește? Cine sunt ei pentru Pavel acum? Tovarășii mei, unul din ei numai, sau oameni? Ambii, Acuila și Priscila, tovarășii mei de lucru, soț, soții, tovarășii mei de lucru. Ce au făcut ei ca și soț și soție, ca și familie? Ce au făcut? Versetul 4. Și-au pus viața în joc ca să-i scape viața lui Pavel. Tare aș vrea să știu ce detalii au fost acolo, ce s-a întâmplat. S-a întâmplat ceva în care viața lor a fost în pericol, ei puteau să moară. Și ca să-i salveze viața lui Pavel, și-au pus viața lor în pericol. Apoi zice Pavel, le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Spune sănătate și bisericii care, ce face? Se adună în casa lor. Ce epistolă este asta? Cui este adresată epistola aceasta? Deci unde se află Acuila și Priscila la moment? Ce este în casa lor? Biserică. I-am văzut în Corint. Au plantat biserică în Efes, ei au plantat biserică în Efes. Acum ei sunt deja la Roma și în casa lor este biserică. Cum vă pare așa lucrător? Total dedicat. S-au pus și viața în joc pentru Evanghelie. Vedem următorul loc. 1 Corinteni 16 cu 19. 1 Corinteni 16 cu 19. Ce scrie acolo? Un singur verset. Bisericile din Asia vă trimit sănătate, Acuila și Priscila, împreună cu biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate. Ce aflăm iar despre ei? În biserică. Nu, acum nu sunt corinți, că scrisoarea a fost adresată corinteni. De la Efes, cred că a fost scrisă scrisoarea asta, încă de la Efes. În casa lor ce era? Deci ei au venit străini, s-au așezat în orașul ăsta și în casa lor s-a adunat biserica și au plantat biserica. Și a fost plantată biserica aici. 2 Timotei, capitolul 4, cu 19. Ce spune? 2 Timotei, capitolul 4, cu 19. Iar îi găsim pe ei, Acuila și Priscila.
cetate Prescilei, Dușacuiulei și casei lui Onisim. Iar așa ei sunt în Efes. Aici sunt în Efes. I-am văzut, i-am întâlnit la Corint, plantat biserică la Efes, plantat biserică și în Roma, în casa lor era biserică. Deci oamenii ăștia stau în lucrarea Domnului. Ce a fost diferit în viața de familia lui Acuila și Priscila până la întâlnirea cu Apostolul Pavel și după asta? A fost o diferență. Ce a fost diferit în viața lor? După ce s-au întâlnit cu Apostolul Pavel, viața lor a fost diferită. Ce a fost? Până la Apostol, ce a fost? Făceau corturi, asta a fost tot. Făceau corturi, aveau afaceri. Făceau corturi, au fost la Roma, s-au mutat aici, au fost alungați. Asta era, soții, soții, viață de familie. Se pare că au fost oameni cu minți, vedeți ce frumos au lucrat împreună. Rar, foarte rar vezi slujitori care lucrează împreună cu soțiile lor. Foarte rar. Foarte rar. Ei așa frumos au lucrat împreună. Soț, soții, frumos. Oameni cu minți, pare că au fost, dar ce a mai fost diferit după ce s-au întâlnit cu Pavel? Numai corturi au făcut. Gata, deodată s-au implicat în biserică. Au fost ăștia oameni jertfiți? Au fost oameni cu totul. Din ce vedem? Că au fost oameni cu totul dedicați în Evanghelie. Din ce vedem? Și-au pus capul în joc pentru ca să scape cu Pavel. Ambii erau un pericol să moară amândoi. Numai ca să scape. Erau ăștia, pentru ei viața de familie era mai important decât Evanghelie. Ce au mai făcut oamenii ăștia? Au plantat. Deci ei au căutat să ai pur și simplu fericire în familie, confort familiar, confortul căminului. Asta au căutat oamenii ăștia sau au vrut ceva mai mult? Ce au vrut mai mult? Să-i slujească lui Dumnezeu împreună. Și au slujit în Evanghelie frumos. Și când au fost nevoie și-au pus viața în pericol, viața în joc. Și-au pus-o ca să scape pe alepare. Deci tot au făcut oamenii ăștia pentru Evanghelie. S-au dedicat total. Nu cunoaștem dacă ei au avut copii, dar dacă aveau copii, ce credeți că avea să fie diferit la oamenii ăștia? Dacă aveau să aibă copii, ce credeți că avea să fie diferit la ei? Cum? Zi mai tare. Și plicau și copiii în lucrare. Credeți că copiii ar fi oprit din la lucrare? Să nu mai fie plantatori de biserici, să nu mai meargă la creierți? Nu. Nu i-ar fi oprit așa? Și ar fi implicat și copilașii. Și copiii ar fi crescut, slujători și ei, și ar fi mers în lucrare împreună. Așa ar fi. Îmi pare rău că n-am avut timp mai mult să adaug aici niște poze cu misionarii care i-avem. Alexei din Afganistan a plecat la vârsta de 20 de ani. A plecat fiind îndrăgostit de Oxana, de soția lui. În seara când i-am spus despre aceea ca să meargă în Afganistan, un băiat de 20 de ani mai împlinis, i-am spus, uite, este deschidere la Afganistan, pleci, poți să mori, îți spun deodată, poți să fii omorât de prima zi, poți să fii omorât de ștonat, dacă ești gata să pleci, pleci, dacă nu. Dar eu tocmai zice, tocmai vreau să vă spun că vreau să mă soare. Îmi place tare de fapt și vreau să cer în căsătorie. Nu o poți cere acum. Orice ai fata, ori te duci. Te duci întâi, vezi ce este, pe urmă să o ceri, dacă așa. Tu hotărăști, i-a spus Alexei, ia-ți timp cât ai tu nevoie, când tu ai răspunsul de la Dumnezeu, asta îi spunem la ora 9, seara când veneam cu mașina de la Lăpușna spre Chișinău. Cât ai timp, Alexei, atâta ia-ți, când vei avea răspuns, atunci mi-o dai, nici o grabă, nimic, dacă răspunsul e nu, nicio problemă, trebuie să fie o convingere din inimă să o ai tu de la Domnul Iisus. Dacă ai convingere de la Domnul Iisus, mergi, dar ți-am spus, tu mergi acolo la moarte, tu poți fi omorât în fiecare zi. Acolo îți garantez că ajungi, dacă te întorci, ca să știi. Dimineața, a doua zi, la ora 7, a sunat telefonul Alexei. Alexei a zis, eu sunt gata, când cumpărăm bilete. Și a cumpărat biletele și a plecat. Greu, a venit în Evumeniu, a dormit iarna în zăpadă, în sacul de dormitor. Deci, în betoane, ca să putem porni lucrurile. După ce a venit, ca să nu mai vorbim, că mânca unde, ce apuca, unde... Greu, foarte greu, foarte, foarte greu. Acolo era o sărăcie la pământ, condițiile lui, singură. Dar a pornit lucrul. A pornit lucrarea cu taekwondo, tot înainte. Așa a pornit să fac ucenicii de acolo. A învățat limba, două luni a învățat limba.
tot învățat să citească, să scrie, tot, că aceia nu știau, copiii aceia toți erau pe străzi, ei nu știau a scrie, nu știau vârsta, câți ani au. Nimeni din ei nu știa vârsta, câți ani au, când sunt născuți, când... La ceas, nu știa să-i spună la ceas, că veniți la ora 5. El le spune când e soarele acolo, ce pe antrenament. El o trebuie să înveți elementar, la ceas, ora, și așa mai departe. Tot ție ca pe copii mici. Și când a venit să o ceară fata aceea în căsătorie, dar fata aceea, când era în clasa nouă, a venit la o tabără de limba engleză. Și la tabăra aceea de limba engleză am făcut o provocare la misiune într-o seară. Chiar așa le-am spus la cei care erau la tabără, am zis, să presupunem că am biletul pentru Afganistan, să plecați mai. Cine-i gata să plece, mă rog, ziceți în față să ne rugăm. Și eu știu că Dumnezeu îți lucrează în viața lor, v-a stricat să vă. M-am gândit că a ieșit rău, doi, poate, a ieșit. Dacă nu a ieșit nimeni, nu a ieșit nimeni, dar vreau să le fac un șoc electric, așa. Să vedem cu cine avem de-a face, vreau și eu să știu cu ce oameni am de-a face, cu cine mă pot bizui sau cu cine nu mă pot bizui. Că știți că tu ieși pe seara aceea? 70, în ora 70. Vai, 70. După asta s-a apropiat fata aceea, care urma să devină soția lui Alexei, era clasa nouă. Și mi-a spus, o fată plăpândă, o fată firavă. Eu, zice, când va fi o deschidere ca să merg într-o țară musulmană, eu tare vreau să ajung misionar acolo într-o țară musulmană. Și eu m-am uitat la ea, mai fată, până și nu știi, zice, ce vorbești? Nu ești total aeriană. Dar, dacă fata a zis, m-am gândit, vine de la Domnul. Ne-am rugat cu ea. Ne-am rugat cu fata asta. Doamne, fă-i după dorința ei. Între timp, Domnul a pus dragoste în inima lui Alexei pentru ea, în inima ei pentru Densu. Ei nu s-au întâlnit niciodată, nici vorbă, nimic. El mi-a spus, eu nu mai știam că vrea să o ceară în căsătorie. Eu mă rugam, stăteam în rugăciuni ca să zică, da, fata, că ea e fată bună și vreau să aibă fată bună în misionară. Că dacă ea o fată de asta, cum îți vezi să spun cuvânt, ca să nu-și împartă nimic. Apoi nu mai iese nicio fel de misiune nimic după asta. Mă rugam pentru ea și eram la seminarul teologic la București și mă întrebam, eram la telefon, băi, ce știam, acum sară, mă rog, acum a chemat-o pe fată la un restaurant, să ceară căsătorie. Și când a chemat-o și a cerut-o, eu am zis că de emoții, că fata nu bea pe desușată. De emoții, nu joci de emoții, pentru că e liniștit de felul ei, de emoții, m-a sărit în sus de bucurie. Și... Da, da, să nu sunt, da, dar nu, stai, am o condiție, am zis, am o condiție. Dar care e condiția? Să mă iei în Afganistan. El a venit în Afganistan, după primul an, în Afganistan, și să mă iei în Afganistan. Dacă mă iei în Afganistan, da, dacă nu, nu. Și m-am bucurat din o dată că el a venit la noastră, asta vă zic. Și, dar el zice, dar nici nu mi-am închipuit altfel, zis, că să nu mergi în Afganistan, altfel nu te-aș fi cerut niciodată, dacă... Dar credeam că ești una care poți zice altfel. Și de acolo au plecat în Afganistan. Nici în luna de mere n-au mers, nimic, cu toate că am insistat să meargă luna de mere, n-au mers, s-au dus în Afganistan, luna lor de mere a fost în Afganistan. Și eu tare eram curios, cum ce o să zică ea, că în locul celălalt când ne trecem în Afganistan, trecem rău pe anci din Tajikistan, mergi prin pustie, ajungi la rău celălalt pe anci, treci, și așa un priveliște depresiv din mulți închipuri, dintr-o pustie, între în altă pustie, și când te întâlnesc toți cu fețele cele încruntate și cu automate, toți cu cuțitii la râi și cu fețele cele încruntate, îți iau așa fiori, eu leagă pe numele de dreptul de vieță, cum arată. Și m-am amintit primul meu sentiment când am intrat în Afganistan și acum mă gândeam mai de ce o să fie fata asta, ce? Tare eram curios, prima reacție, ce o să fie când intră acolo. Și i-am sunat lui, vremea aceea comunicam cu niște telefoane, celea ca cărămidă era mobil, știți, acolo nu era nimic, telefonul ca cărămidă, prin satelit, și prin satelit vorbeam repede, minut, cât apucam, ca să știm tot e bine, și el trebuia să iasă în câmp, să aștept când vede satelitul, să arată acolo, la tot ce să vorbim. Și mă întreb, cum Oxana? Cum Oxana când a intrat prima dată și a văzut toată? A zis că a început a plânge. M-am gândit și eu că a plânge, că a început a plânge și s-a întors spre mine și mi-a zis, în sfârșit, visul meu a devenit realitate. Și
lucrează 10 ani, au stat acolo, streze cu scorpioni în așternut, cu astea, ca să nu mai vorbim, cu când la Deci de-am s-o deprins, m-a spus convenit odată mușcare, trecut pe acolo, pe la ei pe oraș, niște explozii, pușcături, noapte, așa, ei așa au dormit unor, cu explozii, cu pușcături. Și acela a spus că așa de speriat că dimineața repejorul a plecat, nici să nu mai vină pe acolo. Dar ei acolo și-au crescut copii, copiii s-au născut, copiii au crescut, copiii au fost numai în misiune, peste tot au mers în misiune. Și copilașii ăștia cei frumoși mă uit la des când vorbesc, zilul lor e misiune. Treceau spre Afganistan și știi, nu știi cu ce se vorbească. Și în timp și ei se gândeau cu ce se vorbească, dar Adalic s-a dus și s-a așezat lângă soldat. Se uite la armă și îți văd armă, e un mic, un pic mic, se uite la armă. Auzi-o că, da, știi că e păcat să omori oamenii, spune. Da, și am părut vorba că, dar de ce păcat? Trebuie să te pocăiești, să crezi în Domnul Iisus Hristos din toată inima ta. Dacă vrei ca să ajungi în Împărăția Cerului să te pocăiești, nu cumva să nu puști pe oameni sau ceva, că e păcat, asta e păcat mai mult. Și ăla o stă așa tare mișcat cu copilaș, să așa să-i spune Evanghelia așa frumos. Dar oamenii dedicați în Evanghelie, deci ce crezi că ar fi spus Acuila și Priscila celor care zic că familia trebuie pusă mai sus decât slujirea? Vedeți cum am pus eu întrebare, v-a plăcut? Dar m-am auzit ce spunem noi. Dar acum desidem ce ar spune ei. Dacă azi cineva ar spune lui Acuila că familia trebuie pusă mai sus decât slujirea, ce ar spune? Ce ar spune Acuila și Priscila? Trebuie să o iei în slujire. Cum? Să o iei în slujire familia. Familia trebuie să fie implicată. În slujire. Vedeți la Acuila ceva asemănător cu Iosua, Acuila și Priscila? Cum a zis Iosua? Eu și casa mea. Vom sluji Domnului. A făcut Acuila și Priscila locul ăsta? Eu și casa mea. Eu și Priscila. Am slujit Domnului, așa? Ce crezi că ar spune Iisus celor care zic că familia este prioritară slujirii? Am citit cuvintele Domnului Iisus. Ce ar spune? Ce ar spune? Vreau să vă spun și istoria unui om, bine dacă puneam și imaginea lui. Un baptist. Știți că pionierul misiunii moderne este un baptist? William Carey. William Carey era din Anglia și Anglia atunci a început să colonizeze India. Multă mișcare. Anglia coloniza tot. Știți că Anglia era un imperiu asupra căruia nu apunea soarele. Tot pământul era cerit de ei, că asupra lor nu apunea soarele niciodată. Azi e o insulă rămasă, dar a fost un imperiu care a cucerit toată lumea. Și atât timp ce cucereau India, dezvoltau acolo, colonizau India, Domnul i-a pus pe inimul omului ăsta, William Carey, să meargă misionar acolo. Și ideea lui era așa de sălbatică, că toți îi spuneau, băi, tu ești nebun, tăi nebunit. Îi spuneau lui la Biserica Baptistă, îi spuneau, nu la altă biserică, el era membru la Biserica Baptistă în Londra. Și la Biserica Baptistă de Londra îi spuneau, băi, tu ești nebunit, mei băieți, lasă-mă în pace, liniștește de toate năzdrăvănile care îți vin în cap. Dacă ei trebuie să fie mântuiți, Dumnezeu să aibă mine. El îi spunea, acolo milioane de oameni mor nemântuiți, el le spunea, noi avem toată deschiderea, să mergem la ei. Măi, dacă trebuie să fie mântuiți, Domnul să aibă grijă de ei. Sună duhovnicești așa, nu? Domnul va avea grijă de ei, nu-ți fă tu grijă, vor ajunge acolo. Nu, el nu s-a stâmpărat nicicum, s-a apucat și-o scris și o carte ca să-i motiveze pe oameni, o carte mai mică. Plus la asta că mai avea și o soție problematică. Da, Dorotea mă trebuie chiar mă mulți. Da, Dorotea. Și soția aceea lui era destul de problematică. Și el, Domnul i-a pus pinul că el pleacă în misiune în India și soția a zis, el nu pleacă cu capul. Și eu zis, dacă tu nu pleci, tu nu pleci. Dar Domnul mi-a pus să plec și tu ești ajutorul meu potrivit. Și tu dacă vrei să fii ajutorul meu potrivit, vei merge cu mine. Dacă nu vrei să fii ajutorul meu potrivit, vei face ce vei vrea. Dar eu mă voi duce acolo unde Domnul mă cheamă. Domnul mă cheamă în India. L-a luat pe băiatul mai mare de 9 ani, s-a urcat pe vapor, foarte greu, a adunat banii. Călătoria era de 2-3 luni de zile, era extrem de greu. Nu acum, acum noi zicem că e greu, zbor cu avionul 2 zile, zic că e greu, că nu mai pot. Dar atunci ce era? Cât îndurai într-o călătorie? Omul plecat, nu știu
ceva ăștia de pe vapor, nu au făcut actele bine, au trebuit să întoarcă înapoi în port. Și când s-au întors înapoi în port, soții s-a văzut cine are de-a face și-o dat seama că ăsta nu merge treaba, nu glumește, știi? Și atunci soția a căzut de acord să meargă, numai să o ia și pe sora ei. Au luat și copiii, sora ei, au luat-o și au plecat în India. El a venit pe loc gol total, își băteau joc toți de el, nimeni nu se socotea cu el, îl desprețuiau toți. Că baptiștii nu erau mulți în Anglia atunci, cam ca noi, religia majoritară era biserica anglicană, baptiști puțini. Și atunci, deci omul nu avea suport, nu avea suportul bisericilor de acolo, a venit pe un pământ gol, nimic. India, toate bolele, călturile cele nebunești, nu vă închipuiți ce era. Plus, s-au mai născut câțiva copii, mureau. El a trebuit să plece de acolo, în nord, în Serampur, departe, în nord, să ducă. Și a început să învețe limba. Limba bengaleză. Deci, un misionar în vremea aceea, primul lucru care îl făcea trebuia să traducă Biblia. Și misionarul trebuia să învețe limba. Învăța limba, scria, alcătuia dicționar. El și alcătuia lui dicționarul ca să poată că nu traduce Biblia. Înțelegeți? Și dicționarul care l-a alcătuit el până în ziua de azi e folosit în țara aceea. Dicționarul bengalez în engleză care l-a făcut el. El a făcut asta, a tradus Biblia, soția lui totdeauna numai probleme, a fost plină de amărăciune, plină de nemulțumiri. Viața lui a fost extrem de grea cu soția. Că, dar, și omul se concentra să facă tot lucrul ăsta greu, enorm. Închipuiți traduce-o, face o traducere a Bibliei. Încă când a făcut traducerea Bibliei, m-a trimis-o la Londra, ca ăștia să o verifice. Și ăștia și-au pus mâinile în cap când a văzut. A, el a trimis o scrisoare ca să verifice, ca să înțeleagă, să verificare. Și zice că Domnul Iisus, dacă este în engleză, face așa multe greșeli, ce e acolo traduce aici? Dar el nu era lingvist, nu a disperat omul înainte, s-a apucat, se corecteze, tot, absolut. Și un lucru enorm, odată i s-a întâmplat o traducere a Bibliei care a făcut-o, o ars, s-a prins casa, o ars casa și o ars tot. Că eu, când uneori mai pierd ceva din computer, știi, am scris o scrisoare și pierd un computer, totdeauna mi-am amintesc de asta. Asta la asta o ars traducerea Bibliei. După ce ars traducerea Bibliei, am s-a uitat la casă, altul nebunea după asta. O muncă enormă să traduce Biblia și țară de-a. După ce o ars casa, el a zis, da, nu-mi rămâne nimic altceva, să o fac de nou. Și dar soția lui, după ce a născut ultimul copil și a ieșit din minți, că dacă toată viața a fost nemulțumită și așa, și a ieșit din minți, o nebunit. Și el, în timp ce el lucra, el trebuia să lucreze cu ușa închise, pentru că soția s-a strigat, lumea, înjura, în toate felurile. Soția se putea să-i dea pe scaun în cap, cu ceva. Putea. El, când ieșea din cameră, trebuia să iasă foarte atent, să sigur că nu-i soția pe lepe, să-i dea ceva în cap. Într-așa context în care. Și omul ăsta a făcut foarte multe misiuni în contextul ăsta. În contextul ăsta, așa lucra. Interesant istoria lui. După ce a murit soția, soția a murit la atâta nemulțumire și atâta a murit, după ce a murit soția lui, el s-a căsătorit cu altă femeie. Femeia cu care s-a căsătorit era din familie regală olandeză. Familie regală, vă dați seama, familie foarte... Era și era cu un handicap fizic. La picioare, o luat de picioare. Dar el a zis că a fost cel mai fericit cu femeia asta. Femeia asta așa frumos m-a slujit, fiind din familie regală, dar născută din nou, care știa ce înseamnă Hristos, știa ce înseamnă slujire. Și femeia asta a trăit cu ea, îmi pare că 13 ani, femeia asta, că m-a murit și femeia asta. La femeia asta, el a zis că nu mai fost om mai fericit ca el cât a trăit cu femeia asta, că ea m-a slujit bine, a slujit împreună cu el. Nu a făcut viața amară ca ceva, a făcut viața bună. O slujit, așa știut rolul ei, ajutor potrivit pentru omul ăsta, sfinț și-o slujit. Însă, de ce am vrut să vă povestesc despre omul ăsta? Pentru că omul ăsta a trecut prin două etape a vieții. A trecut printr-o etapă cu o persoană cu care nu puteai să slujești și a trecut printr-o etapă cu o persoană cu care puteai să slujești. Dar el a slujit și în prima și într-a doua etapă, a slujit bine. El a rămas la chemarea pe care a avut de la Hristos. Acum, hai să știți versetul ăsta, 2 Timotei 3, 16-16, așa? Hai să spunem câte rost. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și este folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Foarte bine. Deci înseamnă că Scriptura face patru lucruri. Dacă noi permitem Scripturii să facă aceste patru lucruri în noi,
vom avea creștere duhovnicească. Dacă nu-i permitem tot ce am studiat până aici, plecăm, după ușă uităm și la revedere. Și nu s-a întâmplat nimic. În zadar am venit. Noi aici în zadar ați venit. Voastre aici în zadar, toată ziua de azi a fost în zadar. Eu tare nu vreau să fiu în zadar. De asta, hai, acum să vedem. Primul lucru este, ce învățătură am luat noi din studiul ăsta care l-am făcut aici? Am luat ceva învățătură azi. Care e învățătura care am luat? Primul din cele patru lucruri, Scriptura ne învață. Ce învățătură am luat? Zi, frate, să-L slujim pe Domnul. Să-L slujim pe Domnul. Întrebarea a fost despre balanța între familie și slujim. Ce am învățat? Am luat o învățătură în privința asta azi. Care? Să-L slujim pe Domnul cu toată familia. Și dacă cineva din familie nu-ți mai dă voie să mai slujești pe Domnul, gata, nu mai slujești pe Domnul. Dacă cineva nu-ți dă voie să slujești pe Domnul, atunci treaba lui. Da? Cum? Dacă vom fi familiști buni, vom fi slujitori buni. Și dacă suntem slujitori buni, suntem familiști buni. Dar familiști buni nu înseamnă că îi fac mofturile la toți din familie și toate mofturile și... Asta înseamnă. Nu, înseamnă administrez relații bune și îi ajut toți să fie toți slujitori. Nu? Așa? Dacă eu sunt slujitor, apoi vreau toți din familie să fie slujitori. Toți să slujească. Nu îi las să mă bate pe mine. Ce altă învățătură am luat? Mai puteți să mai spunem ceva, niște învățături care... Pe primul plan. Și familia toată spre asta. Deci una este a împlini nevoile familiei în Evanghelie și alta este a lăsa familia să te abată de la Evanghelie, așa? Nu, deci una este să împlinesc nevoile familiei, să mă îngrijesc de nevoile familiei și alta este să las familia să mă abată, să mă scoată de pe din slujire. Vreau să spun că atunci când se însoară câte un băiat care din cei pe care îi cunosc, care sunt din biserică, pe care îi păstoresc, care în lucrarea, care o conduc, din lucrarea asta sportivă, că sunt mulți tineri, când se însoară câte un băiat cu o fată pe care o știu, o știu că e fată bună și e dedicată, ai mă bucur de nu mai pot. Când se însoară cineva cu o fată pe care nu o știu, se îndrăgostește de o fată care nu e din cea cu nostru și eu nu o știu încă, stau cu inima strânsă de nu mai pot. Stau cu inima strânsă și mă zic, Doamne, chiar îl pierd pe asta sau nu? Chiar îl pierd sau nu? Pentru că am văzut cazuri cu s-o căsătorit și gata. El nu mai slujește. Nu mai poate sluji. El devine sluga ei. El devine sluga ei, gata. Ea nu face un pas fără el, ea nu poate să meargă cu transport public sau ceva, trebuie numai cât eu să o duc, el să o fac. E gata, nu mai vezi nimic. S-au schimbat, el devine ajutorul ei potrivit pentru mofturile ei. Ajutorul potrivit pentru mofturile ei. Gata. Și mai ales când văd că fac fapte de astea și văd cum stau niște fete de aur, stau acolo în biserică, care sunt dedicate, fete de aur nemaipomenite, care și ei nici nu le văd, apoi nu mai știu. Mă gândesc, pentru un slujitor care, ce fete grozave stăteau acolo, ce soție își putea lua? Și luat o soție care, gata, el trebuie toată viața să devină ajutorul potrivit a unei... Cum se zice? Deci de asta văd că aici sunt mulți tineri și special am vorbit subiectul ăsta. Vreau să vă spun că căsătoria înseamnă foarte mult pentru un slujitor. Un slujitor trebuie să căsătorească cu o femeie neprihănită, evlavioasă, care știe ce e lucrarea și care e dedicată lucrarea. Dacă nu, atunci s-ar putea întâmpla să rămâneți în lucrare și să slujiți. Dar o să vă fie viața grea, ca la William Carey, cum a fost. Viața grea. Dar dacă o să mergeți după direcția care vi se va da, viața o să fie și mai grea și pur și simplu ați ratat. Ați ratat ca și slujitor. Gata, ați ratat. Nu mai puteți face. Deci trebuie să fim atenți. Ce mustrare am primit azi? Că așa lucrează Cuvântul lui Dumnezeu. Am primit ceva mustrare? A fost mustrați ceva? Vreo mustrare? Să nu fim ascundători, Dumnezeu, să ne grăbim să împlinim cu fapta, da? Ce altă mustrare? Cum? Să ne adâncim acasă în cuvânt.
Foarte important. Să avem disciplină sistematică de a studia cuvântul. Apropo, azi e foarte potrivit să vă luați materiale necesare pentru studiu personal. Studierea personală. Eu studiez din prima zi când am început a studia inductiv, până acum studiez așa. Iată, acum am încheiat întâi, doi și trei ani și am început Habacuc să studiez. Altceva? Să nu negrijez familia, copiii, să nu negrijez primii ucenici, a noștri. Exact, familia și ucenicii sunt primii ucenici și copiii sunt primii ucenici. Aștia sunt ucenicii pe care îi formez. Îi formez pentru lucrare. Cu familia împreună să lucrez. Deci nu le fac mofturi și veste, dar le plinesc nevoile și fac din ei ucenici. Apropo, și aspectul ăsta despre care am vorbit cu căsătoria, exact așa am văzut și la fete. Fete care erau tare dornice pentru Evanghelie, să lucreze în Evanghelie, toată inima, pasiunea era Evanghelie. Și au cerut un băiat în căsătorie. Și s-au gândit că nu o să mai căsătorească, dacă că nu a cerut-o nimeni, nu a cerut-o băiatul ăsta. Și dacă nu-i zice băiatul ăsta, da, rămâne fată mare. Și eu zic da. Și băiatul ăsta, eu încheiat-o, gata, nu mai ai tu ce slujit, nu mai ai tu ce face nimic, gata, el nu face nimic, nu face nimic pentru Evanghelie, e total doborât de dragoste de bani, nu îl interesează nimic decât banii și tot așa, și bine, nu cumva să faci ceva, nu faci nimic. Bine că dacă îți dă voie să mai vii la biserică așa, să vezi biserică și să pleci în altă. Chiar să meritați să te căsătorești cu el? Păi dar numai bine rămâneai singur și îi slujai Domnului. Numai bine rămâneai singur, nu te căsătoreai și îi slujai Domnului bine, din plin. Și nu e nimic strașnic în asta dacă nu te căsătoreai. Nimic nu era strașnic. La Biblie spune că e un dar și așa, e un dar și așa. E un dar să te căsătorești, e un dar să nu te căsătorești. Nu spune că e un blestem să nu te căsătorești. E un dar așa, e un dar așa. Ai posibilitatea să-i slujești Domnul și-i slujești. Și noi, de aici, noi acum, viața asta e trambulină pentru veșnicii. Noi aici ne facem vânt și sărim, ai tot. Și nu-i viața, nu totul se termină aici. Dacă nu te-ai căsătorit aici, gata, ești un ratat. Și nu, da, ne ferește. Dacă n-ai lucrat în Evanghelie și n-ai slujit, da, ești un ratat. Pentru că n-ai alergat bine. Dar cu căsătorie n-ai. Cum te vei îndrepta în ceea ce Duhul Sfânt te-a mostrat? Dacă Duhul Sfânt te-a mostrat cu privire la ceva și Duhul Sfânt, dar nu se poate, că dacă ești un om sincer, Duhul Sfânt îți vorbește ție concret, îți arată ție în inimă, acum îți arată, indică tot ce nu-i bine, ce vorbești. Noi nici prin capul ne trece ce îți arată Duhul Sfânt. S-ar putea întâmpla să vizez eu cu ceva din cele care a zis, că nu întâmplător le zic așa. Odată la Salvatorul, predicat și am dat o pildă. Predicam psalmul întâi. Că omul neprihănit, toate lucrurile face la vremea lui. Și eu am dat o pildă. Poate în vremea comuniștilor ai avut 70.000 de ruble și te gândeai că poți face o casă de rugăciune cu banii ăștia. Dar n-ai făcut nimic atunci și când peste noapte s-a schimbat, ai rămas cât? Cu 70 de lei? Da, cu 70 de lei. 70 de ruble. Ziceam atât timpul, pur și simplu, ilustrația e tot, nimic. Și după ce s-a încheiat în serviciu, era acolo un frate, așa, tot Vasile îl cheamă, frate, voinic, așa, mare, cu niște sprâncini negri, așa. Și când eu ies, mă ia într-o parte, eu așa într-un colț, mai mare ca mine, îmi pus mâinile așa, auzi, frate, ia să-mi spui mie, dar și ocazia, tu vorbești acum la un bun despre problemele mele. De ce probleme vă vorbesc? De ce tu spui că eu am avut 70? Dar eu am dat un exemplu de niște. Păi eu am avut toți 70 și nimeni a trecut prin cap. De multe ori Domnul vorbea atunci să dau bani pentru construcția casei de rugăciune și eu n-am dat și a rămas cu 70 de rugă. Sau Domnul vă vorbesc chiar ca mustrarea de la Domnul este pocăiești, frate. Dacă chiar Domnul vă să-ți vorbesc exact așa cum a fost, că eu nici prin capul meu trecut, unde și puteam să știu așa ceva. Așa din pot. Dar nu era din pot, Domnul mi-a vorbit. Și acum știi pe cineva, a vorbit Domnul cumva, care acum e cald de căsătorie. Cum te vei îndrepta?
Și următorul lucru este cu înțelepciune în neprihănire. Ce înțelepciune în neprihănire ai primit? Cuvântul pentru înțelepciune în neprihănire, acolo în limba greacă, e paideia. Și cuvântul ăsta paideia înseamnă cum un părinte pe copilul lui îl învață în tăti prevede înainte ce o să se întâmple. Dar iată, de exemplu, Andrei zice cum Felicia, ai grijă, când ești în casă, tu ești atent, ești la drum, tu ești foarte atent, să nu vină o mașină dincolo, să nu vină o mașină dincoace, te duci la magazin, ai grijă acolo, la băltoaca aceea, nu cumva, la punte, fii atent, să nu fii scoasă vreo scândură, tu ești atent în jos, să nu calci cumva, înțeleg? Părinte, dinainte îți gândește la orice pericol care poate să fie în față și la care te zază de vrute și nevrute, de toate, spune numai să fii sigur, nu-i se întâmplă nimic. Uite așa, Dumnezeu nouă, El ne vorbește de lucruri care, situații care la momentul nu trec prin ea. Dar s-ar putea întâmpla să ajung să trec prin ea. Și dacă ajung prin ea, atunci cum să mă port? Înțelegeți?